prețul e mare la cursul individual. Gen, eu predăm, eu am școală unde predăm în grup, dar eu uneori în lepăd afacerea, odată în lună, odată în 2 luni, pe o săptămână și mă pun în cap la un elev, o zi întreagă de dimineață până seara și așa 7 zile la rând, fără lipe, zi liberă. Care văpșe zi liberă când ai tu o afacere? Doamne, cineva care și-a pus o perioadă, cred că zic că-s nebună și asta aduce prostă la o văgăranie, Doamne ferește, dar nu știi tu de zile libere când vrei să rădici o leacă perioadă business-ul, să-l spunem așa. Și da, cineva ne-a răspuns, că da, unde tu ai văzut cu 2000 € salariu în Moldova? Zic, da, angajați-vă ca profesor și predați lingerie intimă. Și că da, eu dacă bag în cursuri, acolo a fost o discuție destul de lungă, dar eu destul de frumos îi explicam tot. Tipa, da, dacă bag în fiecare curs, tipa, cum spuneți dumneavoastră că aveți peste 40 de cursuri trecute, câte 2000 €, apoi eu când îmi scot investiția? Zic, exact este aceeași întrebare pe care mi-o pun și eu, la rândul meu, și ajungem iarăși la răspunsul care v-am dat mai sus. Prețul pentru cursul individual este de 2000 €. Salutări tuturor! Azi avem invitată Cătălina Osipov, tânără mămică, antreprenoare, Instagram și business în handmade, mai scurt, om care dă din coate și... Din punctul meu de vedere, noi toți cumva dăm din coate să ne aranjăm viațele și dacă noi, asta și-a să fie subiectul discuției. Dar să-l pornim de la momentul actual. Acum. Da. Și faci acum și te roade pe tine amul, văbșe, e ca... Toți întrebăm, și facem tot așa. Te-ai spus că dăm din coate, încercăm să ajungem la mal, Vadim. Dăm așa. Tot din coate, tot sperăm că ajungem amuși la mal. Dar așa, în general, facem colecții, suntem încă în plină iarnă, chiar dacă ea e pe final. Facem colecții de lingerie, noi, practic, tot așa, încercăm să facem și bani din asta, dacă ne sprinește, e super. Da, vapșe, sunt careva ca, nu știu, nici nu știu cum să întreb, dileme, dificultăți cu care tu te confrunți, care că ți-ți vine dificil ceva să înțelegi sau undeva să te depășești și te roade. La momentul de față, da. Uite, eu permanent știam că gen marketingul, promovările, chestiile astea, ele sunt tare importante și noi pasteana batem, știi, în asta. Acum... Eu jumătate de an am fost o lecuțică așa bătută în altă sferă, cu gândurile în altă sferă și simt că am scăpat cam Instagram-ul ăsta de sub mâini, când mi-am dat seama, am început să analizez, băi, cum funcționează acum. Și lucrează, și prinde, și nu prinde, gen, încerc să învăț reel-urile astea cât încă nu au scăpat de pe piață, știi? Știi, tot întâlnesc la evenimente, blogger, 80.000 de urmăritori. Zic, da, de unde blogger? A, da, eu timp de jumătate de an cu reel-uri și tu așa, what? Tipa, eu așa-s de loc, știi, faci proiecte, foto, da, aici faci niște reel-uri, măi, și tu prost îți faci 80.000 de podpisci, știi? Da. Am dacă sincer mă roade ca chestia asta cu marketingul, pentru că eu așa o lecuțică încerc să deleghez problema cei mai mare, prosta, care poate să existe pentru un antreprenor, să te înveți a delega și să ai încredere prosta în echipa pe care tu ai și încerc așa să deleghez și să încep să mă uit în chestia de cum să vinzi tu, nu-i de ajuns și tu așa de a fi chitilnei meșter în ce ești tu faci. Tu trebuie să știi a vinde. Și iată eu acum așa, tare, tare mă gândesc și analizez piața noastră spre și să uită, știi, și consumă omul în ziua de azi. Iată cam asta-i. Și tu, deci să intrăm și în context, e business, producție, de tip handmade, lingerie intimă, da? Da. Noi văpșe avem un concept așa tare neobișnuit, în orice caz încă puțin ce am văzut. În lume am mai văzut, la noi puțin. Gen, la noi, pe un singur sediu se află magazin, da, showroom, magazin, cum vreți așa numiți-l, că nu e mare diferență. După perete, la noi e un perete făcut special, deși eu pun accent pe dânsul, pentru că când facem, de exemplu, vreo sărbătoare, ziua brandului sau așa, peretele ăsta după se deschide, știi, și se face un open space de 260 metri pătrați, după care se închide și se divizează. Magazinul, după care producerea, după perete, adică dacă e linie, știi, în magazin, tu auzi cum fetele lucrează partea și asta dă așa un vibe tare clasnic. Și mai scurt, din atelier, tu intri în școală, unde eu mai predau și cursuri de confecționare a lingeriei intime. Și iată cam așa. Așa, cursurile sunt pentru a forma specialiști, da? Da, exact. Și ce faci tu cu Instagram? Ce numai că eu un chiloț. Asta sună frumos. Intrați, veniți, cumpărați. Dar deși un om ar învăța să facă chiloți? Asta e trendy, amu, asta e, da, corect, eu spun așa, că молодежь în ziua de azi, e tare trendy. Nu, dacă честно, e tare interesant. E în domeniu care nu se studiază în școli, gen în universități. Eu am făcut design vestimentar și eu am ieșit bum-bum în lingerie. Când mă întrezut că eu vreau să fac lingerie, eu o lecție timp de 4 ani n-am avut pe domeniul ăsta. Pentru că, în general, domeniul ăsta, el nu e atât de cunoscut în lume, el are ațilă 100 de ani de când oamenii, femeile, poartă lingerie, că bărbații și mai încoace au început a purta, de tipul care cât de cât noi o cunoaștem, știi? Și el nu a reușit încă să studieze atât de aprofundat, spun eu, domeniul ăsta. De asta la lume le este interesant. Chiar și meșteri vin la mine de ani de zile care îi fac paltoane, sacouri și așa să te apuci să faci un liftic și checă de mâini, știi? Nu se leagă, pentru că totală e dezbatere de teoria în haine, gen cum să faci lingerie. Și că atunci sunt prosto niște instrumente de care trebuie să trai și el să primești, gen, nu e nici o problemă. Tu dacă șărești gine în haine, tu tare gine te lămurești și în lingerie. Dar trebuie să știi niște cunoștințe de bază. De asta de-a că spunându-ți că am învățat 4 ani, eu după asta, chiar ieri spuneam în storic, m-am indignat mine un mesaj, că eu am trecut peste 40 de cursuri. Este, eu nu știu câte mii de euro am băgat în învățătura asta, pe lângă practică și 10 de colecții și 100 nopțele, asta cât eu am învățat. Știi, când iei un curs, știu, uiți, 30 de ceasuri și găsești 5 minute, asta eu nu știu, știa, pe că eu cam am ajuns la etapa asta, știi, eu tot eu le cumpăr, învăț, vecinii student, știi? Dar te-ai indignat că și că prețul la cursul e mare? Prețul la cursul e mare, la mine chiar prețul e mare, la cursul individual, gen eu predăm, eu am școală unde predăm un grup, dar eu uneori în lepăd afacerea, odată în lună, odată în 2 luni, pe o săptămână și mă pun în cap la un elev, o zi întreagă de dimineață până seara și așa 7 zile la rând, fără zi liber, care вообще zi liberă când ai tu afacere. Doamne, cineva care și-a pus o perioadă, cred că zic că sunt nebună și asta aduce prost la o văgăranie, Doamne ferește, dar nu știi tu de zile libere când vrei să rădici o leacă perioadă business-ul, să-l spunem așa. Și da, cineva ne-a răspuns că da, unde tu ai văzut cu 2000 de euro salariu în Moldova? Zic, da, angajați-vă ca profesor și predați lingerie intimă. Și că da, eu dacă bag în cursuri, acolo a fost o discuție destul de lungă, dar eu destul de frumos îi explicam tot. Tipa, da, dacă bag în fiecare curs, tipa, cum spuneți dumneavoastră că aveți peste 40 de cursuri trecute, câte 2000 de euro, apoi eu când îmi scot investiția, zic, exact este aceeași întrebare pe care mi-o pun și eu, la rândul meu, și ajungem iarăși la răspunsul care v-am dat mai sus. Prețul pentru cursul individual este de 2000 de euro, știi? Așa. Și așa, mulțumesc și la revedere, gen, știi? Și m-a indignat faptul că, băi, asta e practica mea de 8 ani în care eu rod chiloții ăștia și nu în sensul care îi roade toată lumea, știi? Ca eu să văd cum ei se construiesc. Și de fapt, eu râd permanent de chiloți pentru că asta mă indignă cel mai tare dintr-o parte când știi cum merg acolo chiloți, știi? Zic, zboară, știi? Când eu fac corsete, niște corsaje super grele, lingerie în general este un domeniu destul de complicat, da? E cel mai simplu e chiloți, știi? Și eu mă pricălesc permanent chiloți. Chiloți asta e un mod de a lua în râs și ești faci tu și de a faci o caz de necaz. Da, la început era gen și toți cu studii superioare, băiești, na, dar eu știi, la mașă găte cu sute. Da, interesant fenomenul, în general fenomenul cu educația și cu costurile mari în educație e foarte interesant pentru că eu în general o țin, știi de ce? Eu o țin de aceeași dilemă. Dilema de cum spui tu, toți învață de profesii, da? Dar tu alegi o nișă și îi dai bătaie prostă. Și încă și educație continuă investește. Exact. Și este personajul celălalt care consideră că lui tot trebuie să-i se dă status, să-l înveță, status să-i dă de lucru, status, dar el să nu facă nică, nici un efort, nici un neuron nișcat în cap, da? Ca să se dezvolte, dați-o nie și eu străiesc ghine. Deci așa oameni, ectău, două mindset-uri diferite, înțelegi? Și ele se confruntă, încep să se confrunta. Da, și nu știi cum să-i împași, știi? Da, trebuie? Da. Apar întrebări. Noi am avut multe, e că bordea cu făină, de exemplu, exact. Battle. Asta e discuție veșnică. Da. Prostă, discuție veșnică. Drept. Și plus atat știe că când tu te dezvolți într-o nișă, nimeni nu-ți garantează că tu ai să bagi în nișa asta 10 ani de zile, tu ai să înveți 15-20 și tu ai să arzi într-un moment dat. Tu ai să înțelegi că tu nu mai merge. Sau piață. Sau piața nu te acceptă, gen. Și asta permanentă să riscuri, atât deseori ne abitnă cu oamenii ăsta, gen, nu vor să înțeleagă. Băi, nu înseamnă că eu dacă am nișa de kilos, dar tu de Instagram, apastă ceva, gen, asta nu-i serios. Voi nu vă închipuieți câte de subturi sunt în fiecare nișă dacă tu te aprofundezi și vrei să devii specialist. Nu prosta că eu asta fac, gen, plin, tu poți tot acolo să descifrezi în domeniul pe care tu îl cunoști, știi? Specialist, asta încă e jumătate de problemă. Când tu vrei să faci bani mai mult decât își poate permite majoritatea oamenilor fiind angajați. Eu așa aș spune. Da. Deci, vrei să faci mai mult de 1500, 2000 posibile, ca așa în piață, din salarii, acolo e riscul și asumarea. Și tu când îți asumi și riști, e trist, nu? Tu când începi ajunge și înțelegi că, măi, e alegerea mea? Eu fac banii ăștia. Deși eu să mă tem de și care mă iau în râs, și care nu mă înțeleg, și care... devalorizează tot ce fac eu. Tipa, dar cine să iei? Stai o leacă, eu am parcurs o cale, tot e ca așa, cum zici tu, 7-8 ani, știi? Limbați în aceeași chiatră, știi? Și poate a plesni. Și e drept ce ai spus. De asta eu tare m-am așa, parcă sunt într-o bulă, știi? Și încerc să mă înconjur cu oamenii ca mine, ca tine, oamenii care ceva fac, gen, știi? Și permanent dacă vreau și să mă împărtăși cu vreo experiență, ceva... Eu aleg ca un om din domeniul ăsta. Gen, noi în familie am ales, în familie, spre spun, nu eu și soțul, că noi lucrăm împreună, de părinți și așa mai departe, noi am ales deloc să nu discutăm afacere, deloc să nu discutăm ce ei și noi facem, pentru că acolo e concret ceartă, gen, și nu știi părinții. Chiar nu-ți poți găsi un loc de muncă stabil și să fii asigurat. Nu, mama, tata, nu vreau așa, știi? Gen, dar eu am trecut de mult prin asta. Da, ia, că cum îi spunem și lui Cristina, zic, măi, zic, dar nimeni n-a să te împiedice pe tine să te întorci înapoi la un lucru, să fii angajat. Da. Zic, tu ai să te primească cu mâinile și cu picioarele. Eu de multe ori spun, zic, măi, zic, eu dacă închid într-o zi afacere, mine toate fabricile de lenjerie o să mă rupă prost, o să mă rupă pe piață, pentru că eu atâtea știu de atâta cât dădiem cu capul sunt curică, gen, cât nu știi nici un meșter care prost face și operații și-i tu pe angajat. Asta e una. A doua, e puțin să fii specialist în domeniul tău, încearcă tu și hotărăști întrebările unei firme, unui business în general. E că după nu ajung bani în firmă luna asta. Dar tu ai angajați care mâine pleacă. La revedere dacă salariul nu este la timp, știi? Sau trebuie să te gândești, dar când eu trebuie să-l motivez să-i ridic salariul, ca el să nu se ducă, gen, știi? Tu trebuie să-i simți, că la mine de multe ori bărbatul îmi zice că, Len, cum tu simți? Că prea zic, eu simt că e la limită omul și ala de-am parcă nu-i tare motivat să vii la lucru și atunci trebuie o leacă să-l motivezi. Evident că nu numai prin salariu se motivează, dar asta tot e un motiv foarte mare, că tu să rămâi la lucru, știi? Și asta așa niște exemple simple care prosta oamenii să înțeleagă, dar ele atât de subturi sunt, gen, te trezești peste noapte plătitor de TVA simplu. Eu când am devenit plătitor TV, eu ne-a închicat lumea în cap. Zic, că încă trebuie de mai dat, serios. Plin, dar dacă eu nu-i fac, dar nu, da, acolo știi, dar nu-mi interesează, ca TVA 20% și pe lângă încă multe altele. Schimbă abordarea, trebuie tot să crești. Sigur, și vine cu mătrul, dar dă-i cu reducere, știi, dar plin, dar fă-i reducere la impozite, știi, e capețul cât e, știi? Și asta nu-i numai că, ai, da cât îți duci în business, vii la și oră vrei, da, eu râzic, da, eu vreau, vin la șase, vreau, mă duc la unul de noapte, știi? E că asta e să ai business. Da, de exemplu, la mine orarul pe bun e mai flexibil, dar asta nu ține de orar business-ul. Vapșe nu ține de orar, înțelegi? Asta ține de, dacă trebuie să stai până la 11, stai. Dacă trebuie să stai sâmbătă, stai. Stres. Pierzi, te înțelegi cu oameni, pe urmă, dacă ești mai puțin organizat, pierzi niște reputații în piață, trebuie să restabilești reputații, trebuie să lucrezi mai mult, să negociezi. Da. Eu toată vremea mă confrunt, e tare interesant confruntarea asta de gândire de om care nu e inițiat deloc în business, da? Și omul care deja îl face procesual, deci sunt două gândiri absolut diferite. E că mulți, de exemplu, când vin în freelance, că asta e prima treaptă de business. Tu mergi din angajat, te duci și să iei proiecte pe servicii. În 2024 avem aproape 1 milion de utilizatori pe Instagram și aproape 6 milioane de utilizatori din România pe Instagram. Deci asta devine platforma preferată a experților care vând consultații, servicii sau produse digitale, instrucțiuni, PDF-uri, template-uri, cursuri. Dacă ai intenții serioase în direcția asta, dacă vrei să-ți organizezi un venit stabil sau chiar să-ți crești deja venitul care îl generezi de acolo, tare îți recomand să te înscrii la Insta-Șut. Asta e un program gratuit de 5 zile la care au participat deja peste 18.000 de studenți. Dacă te confrunți cu dubii, dacă ai remușcări, dacă ai frici sau dacă ai lapsus de idei, aici găsești niște soluții foarte bune. Gândește bine și înscrie-te, e gratuit și e făcut din inimă. Găsește link-ul în descriere. Îmi greu urechea freelance. Stau impresia pe oamenii de acasă, știi? Zic, mai aveți atâta freelancerit. Nu, da, pe asta e. Că fiind angajat, tu te duci în freelance și începi a pune... Așa, dacă eu am zis că într-o lună, tipa, trebuie să executăm într-o lună. Tipa, dacă am zis că plățile numai o dată pe lună, apă, deși tipa, nu-mi plătești la timp, știi? Și în care în afaceri tu începi a înțelege că lucrurile stau cu totul în altă dimensiune. Și ea ca așa. Da, știi? Da. Ca și mala, așa, pe începi câte unul, știi, să le smulgi, să le pui pe la loc. Sunt furnizori și clienți care poate să te plătească în materie de 3-4 luni, pe bucăți sau... Poți să suni să negocieze la un preț. Și tu din perspectiva de angajat te confrunți cu nedreptate. Cum asta? Deși? Și că asta pune presiune și începe să te... Bun. Să închipui și loc, m-am simțit eu când eu am aflat că eu ca persoană fizică, juridică, eu pot să ieri care răsroci ca asta, știi, în 3-4 luni. Doamne, m-am simțit așa un prost, eu vreo 6 ani, tătă suma deodată, tătă chitam. Nu importă în ce volum îi cumpăram, importam materia și prim... Și aici când până s-au găsit un ceva, că nu, dacă vă pare suma mare, putem să facem într-un an de zile, în câteva tranșe. O, serios, așa tot spate, da? Așa să investesc ca tare bani, și grăiești. Eu dacă mă întorc în general la bani, eu, când am deschis magazinul, eu mă ceam și-mi cumpăram haine din vârucica din magazin. Tipa, ăștia-s banii mei, știi? Așa. Doamne, asta până tu crești să înțelegi, asta-s banii firmii, ceva, că tu n-ai dreptul la dânsă, tipa, tu ai salariu, tu tot ai salariu, antreprenorii au salarii. Și deja la sfârșit de an, dacă tu ieși în plus și tu dai ghinii din coate, ți-ți rămâne ceva în plus. Profitul. Exact. No, bun, sunt antreprenori care proastă investesc și asta e cu totul altul. Noi acum vorbim despre ăștia care au afaceri mici și o cresc și în premiză așa. Da? Sunt antreprenori care proastă dă o groază de bani, investesc, controlează și scot profitul. N-au salarii. Mamea, mă rog. Italia la mine, mamea n-ar de unii. Честно, eu bă-aș vrea așa să fac business, dar la mine mama n-are bani. Eu la mine așa, știu, eu mers 100 de lei o bucată de danteluță și am făcut 2 și îi bag și fac 4 până nu funcționează asta, ca să înțelegi. Eu zic, eu de mult putem să mă opresc, gen, și o lecție să mă începe a scurge. Nu, că eu din magazin 40 metri pătrați și am vrut 100 de metri și am 260 de metri și bărbatul meu numai mă întreabă, pe când timp să-ți ajungă metrajul ăsta, știi? Deci vedem, și asta nu numai la metraj, gen, se referă. Mi-am luat un tip de mașinărie, stai că astea simple, cam nu trag, hai altfel. Și dar mașinile astea, îți pare o mașină de cusut, ele pornesc de la 2000 de euro per bucată, gen. Colos investiții, tot așa, știi? Și noi... Nu știu pe că cum explici faptul că îți trebuie un tip de mașini și de astea, da, de cusut, și tu iei și cumperi și le pui la tine în lucru și când 2-3 luni trec și îți dai seama că nu și aici trebuie. Îi explic foarte bine. Cine mai este la noi pe piață în lejerie? E că nu știu dacă tu poți să dai nume mari. Nu, eu nu știu. Eu pot să spun de branduri mari care în general se ocupă cu producție, adică de cusut, da? Așa. Eu pot doar să presupun că asta e Maicom-ul, că asta-s brandurile astea. Mai cum eu vă sionel, gen, da? Ei, și în lingerie, eu îți spun, era Ravete, o fabrică de lingerie care lucra pe export mai mult, care s-au închis anul trecut și noi le-am cumpărat stocurile. Și este Tagaero acum în Moldova, care ei abia acum se reprofilează pe producere. Gen, ei măcar nici n-au produs, după cât eu am înțeles, ei aduceau, importau și puțin de tot produceau. De la cine eu să mă învăț și mașini și trebuie de cumpărat? De la sine, când eu am îmblat prin fare în 2016 și asta, lingerie și cu și să mănâncă, care mașini. Eu gen testam tot, știi, cu chibritele, cum asta funcționează. Gen, n-avea de la sine. Eu în 2016 căutam cursuri, ele nu erau. Adică eu să mă ucic concret, eu desfășem chiloții nișele, ficinișe, le punem pe hârtii și scotem și încercam și vedem cum asta lucrează. A, tu așa ai învățat. Exact. De la început așa, până la început cât de cât eu să găsesc primul curs, eu l-am găsit în Milan de un an de zile și era 800 de euro pe lună. Acolo era o școală. Chiar școală, gen, unde se studia și lingerie, gen, pe lângă design. Asta gândește cazare. Eu aveam copil mitel. Eu aveam 8 luni de zile, fata mea, gen. N-avem cum încolo și financiar, eu trăim cu soacră mea care să mă auză tot copil, știi, după ușă, duși în față de chiloți, știi, și grăiești. Și asta tot tu nu poți să găsești în domeniu. Eu ne-am ales o nișă, așa, o lecție cu cearele în sus, dacă cesnă. Eu de multe ori zic, măi, dar ok, n-am putut să mă apuc să fac chiar serios în domeniul ăsta care nimenică nu știe, știi, de unde și cum crești. Nu, eu așa, perva hașdiniță, știi? Cic-cic-cic, bat cărarea. Dar rochii tot ai putea să faci. Tot pot face. Dar încercați să faci? Da. Da? Da, și chiar mă tentează, dacă cesna, să mă bag acolo, că femeile astea sunt nebune. Când se duc la o nuntă, trebuie să o impresioneze pe cu mătra și e mai mult azi de pșești să vede decât pșești nu să vede. Închipă să educi tu o societate care au îmbrăcat chilozi de la piața centrală, tot copilăria lor și maturitatea, că ei pot să dea pe 7500 de lei sau 2000 de lei. Sau e greu să reeduci, gen, știi? Da. Sau femeile care purtau triplu push-up și, de fapt, din țâța așa fășeau așa, știi, și tu îi zici, am, dar ca tare, uite, poți să porți danteluță, gen, tot e bine, e ok, ne iubim și e frumos și îi mai convingi că bărbaților mai tare asta le place, decât ea ca așa și când se dezbracă e așa, știi? Și e tare, e permanentă să mă ciocnesc cu chestia asta de dezbaterea mentalității, știi? Că, uite, să poate și nu numai decât să vadă cu mătra, gen, tupa pentru tine. Tu ai o lingerie frumoasă pe tine, ok? Și pentru soțul, știi? E că asta e cei mai greu latură în tot business-ul ăsta, că eu într-una hămai pe Instagram-ul ăsta, ca și înseamnă să ai o lingerie și emoții provoacă el la femei, știi, în interior. Asta nu e în business-ul ăsta problemă. Din punctul meu de vedere, asta e problema în general a marketingului și a ideii de hai să educăm societatea să consume ceva bun. Da. Pozitiv. Asta societatea să consum, să educă prostă pe piețe de greu. Trebuie foarte multe bugete. Timp și bugete și timp. Chiar din contra, este alt principiu. Vrei să faci mulți bani? Mergi acolo unde oamenii se deprind ceva, da, să consumi și prostă dă-le. Și bordea chiar țășe de asta îmi pare mie, știi? Că tipa, merg am unghiile, bagă-te în salon, știi? Acasă îi deschid lui mama și trebuie să o aduc acasă. Mă gândesc la asta, știi? De un salon de unghii, asta e mult mai ușor. Nu, dacă te bagi în nișele care nu sunt cunoscute, tu ești în pac cu gândul că aici bani de grabă n-au să fie. Gen, tu găsești o țâță de unde să smulgi sau mai multe, că tu tot să investești încolo. De prostă că ești, cum zici și bărbatul meu, șansele sunt mult mai mari, tu să buhnești la un moment dat, știi? Prostă stai, te rădici în treptat și după asta faci un boom. Reziști 10 ani dacă reziști. Da, și eu văd cum mentalitatea se schimbă, eu, la mine chiar. Eu de multe ori spun, zic, eu cred că nu eram pregătită pentru un succes mai mare în primii ani, pentru că eu după mă învățam să trăiesc, să conviețuiesc ca cu toate schimbări, văpșe cu afacerea, gen, eu aveam 21 de ani, gen, care business, știi? Eu mă învățam să trăiesc, nu că business să duc. Și 20, încă și mai. Și acum, de exemplu, eu tare diferit mă uit la lucruri. Eu am început să vreau bani, prichin, eu până amu facem după eu râd de multe ori binefaceri, dar eu e important că lucrez la lucru iubit. 10.000 pe lună, 10.000 pe lună, tipa, eu și fac și-mi place, asta e mai mult decât lucru. Nu, gata, eu vreau și eu bani, căroce, știi? Все, eu am credite de dat, как бы, блин, vreau o mașină mai nouă. Ultima dată am cumpărat-o în 2013, как бы, știi? Asta e un subiect care eu acum îl cercetez și înțeleg că una din gândurile care în ultima perioadă tot au apărut la mine în vizorul meu cu oamenii care comunic, inclusiv și în podcasturi era asta discutat, asta e că dacă vrei să faci mai mulți bani, trebuie să cheltui mai mulți bani. Dacă tu nu știi să cheltui, nu știi pe și vrei să-i cheltui, e că tu îți propui să ai 10.000 de euro, dar dacă tu nu știi de și îți trebuiesc Tu ești bine mersi cu una jumate, tu n-ai să-i faci 10. Tu nici te gândurile, da, eu nu de mult, să zic eu câteva luni în urmă, ne-am dat seama că eu am o ustanovcă în cap de maximal cât eu cam tipa am venit, știi? Da, merit, gen, știi? Și zic, nu, eu permanent, deja, dacă luna asta fac atâta, normală. Nu te gândi așa, gen, știi? Блин, dar eu nu cheltui pe mine, eu haine în cumpărar, tipa, e că nu ajunge atâta impozite, atâta salarii, nici la bărbat, nici Ксюша fiic-mea. Cam atâta, всё, nu ajunge. Nu, să vezi ce am făcut. Eu m-am dus la sală, eu mă tem să dau 7.000 de lei pentru antrenor, abonament pentru doi, eu și bărbat meu. Am găsit o sală și bărbat meu, cam știi, și sală, și cosmetolog, și ce. Zic, da, nu, zic, eu să vii, ia să vezi cum o să-i găsim, știi, zic, adem, să. Ciudat funcționează asta, da, într-adevăr funcționează, ca cerință. Când începe a cheltui mai mult, tu începe a simți că, stai, eu trebuie. Da. Și începe a reduceri la cumătri, nu? Da, exact. Și eu am așa multe supărări prin jur, de prăpădenic. Eu am spus o frază că mă scuzați, dar de-a mă prietenesc ca clienții și mă scuzați, dar de-a mă gata ajunge, știi? Într-adevăr, și mai ales când te începi și a depărta de proces, pentru că deseori facem așa, nu, ladnă, i-am făcut reducere, mă duc și îl fac eu. Până tot bărbatul nu m-a zdronșinat o leacă, că tu știi cât la tine costă ora ca atare, ca tu să lucrezi, de exemplu, în vânzărea mu, dar nu să coși lifci, că tu ai echipă pentru asta, știi? Dar eu, gen, de atâta că am făcut reducere și în sudilei, știi, eu că îl fac eu. Nu funcționează așa. Eu tot mănânc cum mâncați și voi. Eu tot, ca am de crescut copil. Eu tot e cetățean ca tăți, știi? Da. Și tătă-i dici. Eu am zis că eu nu stav ca un milion, voi, dar avdrug lucrează. Eu pe lună mă gândesc, știi? Avdrug lucrează. Măi, trezim, vin la următorul podcast, așa ia, știi? Facem concurs, giveaway cu 7 iPhone. E că acolo, și fără like, și fără подписка, короче. Просто как фермер. Просто как могу себе позволить, установку поменяла, știi? Eu cu unii antreprenori discut ideea asta de cheltuieli și e mult mai dificil să gândești cum să cheltui banii decât cum să-i faci la unii. Noi am ajuns în așa un moment în care nu, e ca cât meriți tu, cât merit eu. Eu am înțeles că eu cu tot ce am fost educat, am crescut și cu viziunea aceea, merit să trăiesc de un, nu știu, de un 2000 de euro. Dar eu îmi propun să fac milionul tot pe an, știi, adică cifre de afaceri. Și eu înțeleg, eu nu gândesc în termeni de așa mulți bani. Tipa, eu dacă îți gândesc în termeni de să trăiesc așa cum eu undeva am, eu tot așa să am. Nu trebuie să gândești cât îți faci, gen, dar, plin, e că eu am văzut o casă, de exemplu, nu, grupa găurea asta, investiții poate nu cu cap, e că eu vreau să o iau la anul, cât îmi trebuie să fac? 5.000, gen, știi, 10.000 pe lună. De din coate, eu nu ne sprimește, încă eu tot nu mă grăiesc până când, dar eu am spălit că, e că când am devenit plătitor de TVA, tare mult cheltuieli s-au adăugat. Știi, la suma rotunjică pe care eu cât de cât m-am învățat așa, și s-o târă, și spun, și na, s-a mai adăugat încă o sumă tare frumoasă de dat la stat. Gen, eu mă ispravit din prima lună, tu înțelegi? Eu am pus așa creierașul ăsta și cerebelul în mișcare, zic, hai, dă-mi foșneală, gen, inventăm, cum motivăm scumpere, na, știi, eșelea și eu mai fac diferite promoții, boxă, cu uneori, știi, clientele, ce că de unii le scoți, zic, nu știu, eu analizez și piața din afară, că la noi nu prea ești analiza, știi, și propun cum se motivează, gen, și că diferite chestii de este din marketing. Și, într-adevăr, s-o primit, eu iarăși să mă pun la limita asta, ghinișor, știi, pe zona de confort, gata, iar ne ajunge, știi? Dar mai sus ne-i foarte greu, pentru că parcă știi, este și soistă de vină, că, dar cum știi să fac eu mai mult, gen... Sau eu mă simțeam vinovată, venim de la sală primele zile, căroci, n-am așa de mult, am ce o lună în cruci, dar venim de la sală și mi-era rușine față de echipa mea că eu, căroci, ne-am permis și m-am dus la sală, știi, în timpul zilei de muncă și pastaian am chestia asta. Eu mulți ani, până anul ăsta, eu încuiem tot afacerea asta noastră, trecem până la ultimul lucrător. Și eu dacă mă duc înaintea lor, eu mă sunt vinovată că eu n-am închis eu tot, gen, eu trebuie să lucrez mai mult ca eu să am mai mult și că ustanov astea, știi, din cap, că tu, dacă nu lucrezi, n-ai bani, că tot vine, eu cred că, știi, de la stereotipurile astea de funcții stabile și tot așa. Lucru egal, adică bani egal cu lucru, mulți bani egal cu și mai mult lucru. Da, și când vezi niște oameni în care tu, pa, ei de acasă pot, știi, alo, da, și acolo tot că merge pe unt, știi, dar de ce la mine asta nu sprânește? Da, că cerebelul nu funcționează în direcția care trebuie, știi? O leacă ne amăgește creierul ăștia. Când zici sentimentul ăsta de vinovăție, eu înțeleg ce spui tu. Eu cred că asta e fenomen normal pentru tăți. Că asta e și plafonul. E că dacă tu n-ai să lucrezi asta, e că aici apare întrebarea. Mentori, terapeuți, consultanți, понимаешь, că ei este ajut scos de aici. Dar dacă nu ieși, apă acolo șez. Da. Numai că, cum zic eu de obicei, dacă stai pe loc, tu nu stai pe loc, tu te duci în jos, la vale, putin te ajung din urmă și când ai trezești marafonul a trecut. Știi? Nu, te dă-i foșneală și străduite așa că tu simți că ești măcar printre primii, dacă nu primul. Dacă vezi că cineva îți bate în cotă, îi jele, fă ceva, știi? Da. E drept, e tare primul sipi pe ce de greu, вообще. Da, pentru că și cerințe și... Copii tăți. Да, что креп десюда. Да. Fii trendsetter, как бы, e un vis foarte cruto, tu pe bune, dacă ești trendsetter, tu îți poți permite, în orice nișă, da? Dar mai, tu construiești în urma ta un satelit de mulți alții care vin din urma ta și ei copii, preiau tehnici, înțelegi? Tu ești acolo, ți-i tot mai greu și mai greu. Și aici ne întoarcem la întrebarea ta, de ce vin la cursuri? Da, tu știi ce frumoasă viață pare dintr-o parte la mine. Și grăiești. Lucrez cu bărbatul meu împreună. Practic, orice femeie visează care nu a lucrat niciodată cu bărbatul împreună, să lucrez cu bărbatul împreună, știi? La mine doar tot așa de frumos, numele meu scrie pe o clădire întreagă când vii la magazin. Eu fac lingerie, eu contactez doar cu femeile și cel mai des zâmbesc. Și produsul VIP, cred că, o mie jumate asta, comparativ cu piața centrală, cât costă chiloțul lifcici? 200-300 de lei? Eu nu știu prețurile. Nu la piață să zic. Eu țin minte când eram eu mai mală, pe la colegiu, chiar și la școală, erau și chiloți la corop, că gen de 10 lei și un student până la 100. Presupun că inflația și tătătăt, nu cred că nu dublu, triplu, știi, ceva. Nu, hai, dar nu, că eu cred că la piață găsești cu 200 de lei, de exemplu, un set de lingerie. Să spun la mine, eu zic 1500, ele pornesc cam de la vreo 1600, dar nici n-am așa prețuri cum merge vorba pensat, știi? Nu chiar de una o elevă era la curs individual și îmi spune că, uite, prietena mea nu a venit, vrea să cumpere cadou pentru o padrușcă de aici, că ei dă de 45.000 de lei un set chiar. Zic, eu vreau așa prețuri să am, zic, știi, zic, nu, zic, maximal asta când tu înarmezi femeia și aia de aici până la gleznă, știi, prea mai gata pentru tăt, abia că atunci ajungi până la vreo 3 jumate. Nu-s chiar atât de cosmic, pe albumă, îmi dau eu seama când nici la VIP-uri nu poți să împinge tu așa produs, chiar dacă el într-adevăr merită, profitul e foarte mic din producere în general, dar dacă e producere manuală, închipuiți cât timp acolo se pierde, dar și cel mai scump în ziua de azi, timpul, știi? Cel mai scump în firma noastră nici nu este materia primă, cât mâinile. Mâinile care se lucrează asupra acestui produs, știi? Și, nu, el zice că în jur de 2000 tu cumperi un set tare clasnă pentru femeia ta, știi? Și pentru mine e greu să înțeleg, pentru că... Nu știi, 2000 la un salariu mediu de 10, dar eu nu vând la tăți. Da, eu știu, eu înțeleg. Dar de aici aș vine percepția. Da, pentru că eu aș putea să fac din materie primă simplă, că am vrut să spun altfel, știi? De exemplu, calitatea să nu și ieșe și prosta șerpatreb, știi? Dar cât pe piață tu ai să reziști cu șerpatrebul, gen... Eu aud de la branduri nu de noastre, din chiar ea ca Victoria's Secret, gen, vin fetele și îmi spun, băi, s-o rup după prima purtare, intimissimi, gen, tot, ok, sunt la noi pe piață, deja nu mai vreau să spun nimic, gen, dar tot se întâmplă. Se întâmplă și la mine. Nu spun nimic. Și n-are recenzii rele așa la care nu lucrează. Eu pățesc și eu că ceva se deteriorează. Numai că eu sunt pe loc, ai venit în 5 minute, tăt, că de obicei sunt incidente minuscule de noi și tot sârmă sau ceva acolo s-o discusut și nimic de el. Fiindcă avem atelierul pe loc, de asta își spun că îmi place conceptul meu. Doamnă, servește o cafea sau ia loc la noi în showroom și la mine rep de albinuțele ori făcut și odată, știi? Și e că îți păstrezi tu calitatea asta. Eu nu știu cum poți să faci și calitativ și ieftin, честно. Dar nu trebuie în așa de făcut. Asta, știi? Eu nu cred că așa trebuie de făcut, dar văd că ai cerințe mari la calitate, așa -i? Foarte, da? Foarte turb, ca să înțelegi. Eu fiecare, că de exemplu, eu trimis o poză o lună în urmă, o fitesc și că e prima portare și ne arată că e ieșită costăcică, sârma, ca carcasa, arcurile, să fim mai românești. Deci, și eu văd poza așa, e demonstrativ că boscosul mai sus, nici o problemă la clientă. Eu înțeleg că eu am lingerie dintre așa, anume fix, nu că din colecție, dar chiar fix așa set. Mă duc, analizez pe meu, eram acasă, era seară deja. Ajung la lucru, mă uit, tăt cu ce s-a lucrat. Gen, unde e greșeală? Fac adunare. La fiecare incident ăsta. Adunare fetelor, iacă și incident, e încă nu s-a apropiat. Chiar i-am spus că asta se rezolvă, de fapt, în 3 minute, dacă eu așa optim să-ți spun, e tupă o strocică. Care-i problema? Idei nu am. Știi, și tot așa, noi analizăm până nu. Eu odată un elastic, după o răzâncuță, o ieși din stroi, dar tare și după câteva spălări. 10.000 de metri de elastici aruncați la gunoi, spisuiți, prosta, ca brac. De atâta că după el, același furnizor, partidă diferită și prosta nu a fost calitatea și care era. Tare mari cerință am, pentru că eu înțeleg că prețurile sunt mari. Eu tare gine înțeleg în ce țară eu trăiesc. Eu tare gine înțeleg că în Europa lingeria de așa calitate costă ca pece de scump. Eu am îmblat, m-am uitat, am intrat în magazine și am analizat. Și cât costă acolo, de exemplu? Măi, pereche de kilos 100. E că, hai spunem, chiar agent provocator e unul dintre care majoritatea îl cunosc. Știi, brand. E un brand foarte mare pe piața mondială. Kiloți ajung și la 300 de euro. Bustierele, sutienile ajung până la 800 de euro, corsetele 1500, 1200 de euro. Gen, și nu sunt evident executate manual, dar oricum, adică este o dantelă franceză, care lucrez și eu, și tot așa, la Perla este iarăși un brand mondial, care, că nu ne comparăm cu Victoria's Secret. Victoria's Secret este mass market, da. Este ca Zara. Acolo, chiar dacă și ei au colecții cu prețurile ca lingeria mea. Chiar dacă spun că la Victoria's Secret e mai ieftin, păi da, ei au linie mass market și au o linie un pic mai premium. Și compar-mă măcar cu linia premium. Eu tac de ce. Da, dar de ce nu faci tu linii de mass market? Încercăm să analizez chestia asta. Deci nu calitatea, știi? E că dacă să luăm... Da, calitatea, în primul rând, eu vreau să o păstrez, adică chiar și mass market, înțelegi? Eu înțeleg, spune că cel mai bun business e că, deși că unghiile eu tot mă pricălesc, ele cresc peste o lună și tu iar trebuie să vii, știi? Da. Și gen e că și în producere, tipa, nu, tu dai un termen acolo de 3 luni, tipa, ei ție și el să fie nevoit să vii să cumpere. Dar figius, noi, dar nu pot așa, cum să rup chiloți într-un loc, știi, după câteva purtări, nu, gen, și... Nu știu. Analizez acum din punct de vedere a materiei prime și iarăși a mașinăriturilor. Știi? Eu mă gândesc să investesc în niște mașini mai performante, care ele să facă mult mai rapid procesele, ca iarăși să economisim din timp și din personal. Pentru că noi la un moment dat am început tare gine să creștem personal. Noi lucrăm practic 100% oficial. Hai să spun 99%, poate 1% ieșe și eu nu cunosc și scăp din vedere. Salariile toate oficiale până ultima capic. Un om în plus, un 30 în minus, știi? Concret, știi? Foarte, foarte scump să aduci mâini de muncă care el să lucreze. Da, tu poți și cu o mașină simplă. Eu predau la cursuri cum să lucrez cu o mașină simplă de 3.000 de lei. Dar dacă tu vrei să faci un proces care cât de cât să răscumpere, și nu-ți iasă de aur prostă chiloți și ala, pe el iarăși trebuie să investești. Noi suntem în căutare, zic, noi totuși, nu degeaba spune, primit 10 ani din business, e că avem 8, eu permanent parcă mă strânge termenii ăștia, știi, din schinare, zic, mai am 2 că eu să înțeleg până la capăt cum asta funcționează, așa că el și business, dar nu prostă pentru suflet. A, ruptura aveți? Da, dar am făcut-o, am trecut, am făcut ruptura asta, m-a format, știi, abida m-a format. Ce anume? Pentru că eu nu trăiesc încă, știi? Gen, la mine asta e așa o rutină de debilă. Da? Te-ai satisfăcut cu ideea că faci și-ți place, da? E că asta e așa. Și banică, lucru de figa, da, probleme, da? Da, exact. Știi? Și eu așa ne-o stat de obișnuit la un moment dat, zic asta, dar și cu asta îi trebuie, tipa. Zic, eu îți spuneam mai devreme, eu mă ajuns la spital cu nervnii srâv la 24 de ani. Cu pete pe corp, mine făceam un pas și mă trecea ca așa tocul. Căruci, eu nu știu dacă tu ai vreodată așa stare. La tine, după, organismul începe să atclucească, dar tu nu dormi. Așa. Și tu lucrezi ca calul. Numai că e un șisfetiț, ca așa, ca printre altele, știi? Da. Și mai avem și copil mitel acasă, care încă noroc la noi socri, practic, se implicați full-time acolo și noi, tipa, facem business, știi? Dar și ți-a spus medici atunci, și te-a adus aici, că cum asta a fost momentul așa? Cum a fost momentul, am început a plânge așa de tare, avem o nuntă, invitații eram. M-am dus vara, era iulie, o căldură și eu ne-am luat o rochie ca până aici, pentru că la mine pietele prost erau până pe degete și prost eu stăteam și nu știam. Nu știam, gen, da, nu știam și eu înțelegeam că eu nu dorm, credem că eu o alergie sau ceva de genul și la un moment dat mine prost a început să mă treacă tocul prin tot corpul, eu nu știu cum să exprim asta, prost șandrănește, știi, într-o oarecare măsură, tu nu poți. Și am avut și o isterică, nu știam cu ce să mă îmbrac. Cum? Cum să ajung eu ca așa atât pătată pe față, pe corp, la nuntă, unde sunt prieteni, na. Și la momentul acela, nici cineva ne-a zis, Cătălina, adresați-te la medic, asta ceva nu-i bine. Eu avem showroom unul departe de Galaxie. M-am dus încolo și la un moment dat mă vede neurolog, deodată m-a îndreptat la neurolog. Zic, fetiță, dar și lucrezi tu, și stres tu ai așa în viața ta, știi? Zic, adică zic, nu, ia că așa și așa, ai povestit și fac cum un altă, cât dorm tu ultimul timp? Dar am avut o perioadă de vreo jumătate de an în care dormeam 3 ore, 4 ore, neprevelicină. Eu aveam momente, venim la ora 5 și la ora 7 eram în picioare și fugam mașină la alt proiect. Noi aveam atunci atare mari planuri, uraganuri, schimbam tot. Și denumirea la brand și tot conceptul, tot de acțiuni, site, tot într-o perioadă. Și când am fost acolo pe loc, gen, tu trebuie internată. Eu am scris refuz de internare, eu mi-am luat calmantele subțioară și eu am proiect de 130.000 în 3 zile, voi și vă pricăliți. La mine vine videograf de psihotare, eu trebuie să-l termin, știi? Și e că așa, zic, deși e greu, la un moment dat tu te trezești din toată rutina asta. Anul trecut tot, 2023 a fost prostă. Noi dintr-o sală de nunți am făcut showroom, atelier, școală. Închipuți. Noi prostă. Știi, o sală de nunți care au șezut nu știu câți ani, am văzut-o, berem, știi, facem. Tot și e o clădire cu 3 etaje, unde nimeni nu închiria și nimeni nică nu fășea. Noi am restaurat fiecare scară, cu mânuțele este așa lui bărbatul meu, pentru că rublă nu prea este, ca și așa am băgat la 600.000 prostă în restaurare, știi. Și la un moment dat, iar te trezești, dar pentru și eu asta fac, dacă eu cac, la mare 5 ani n-am fost până anul trecut și tot am psihanit și am pus, știi, pumnul în masă, zic, eu mă duc la mare, tu de-am cum vrei, mergi cu mine, nu, tipo, eu tu pantur ce vreau, eu nu Maldive, șer, știi, sușed. Da, așa că în așa perioadele că super și cumva simți chestia asta când vezi că oamenii care chiar și-au salarii medii, normale, da? Da. Își permit odată pe an să duc. Am avut, știi, de câteva gânduri, să mă duc și mă angajez la tagaia. Și eu salariu prost, obișnuit pe lună și liniștită, mă duc acasă și nu grăiesc de lucru, știi? Eu prost, mă duc și îmi servesc iginica și mănânc liniștită. Și de la lucru te duci, te uiți dacă 16-45 de-am trebuie să te aduni, de-am ești gata, îmbrăcat. Da, exact, doamne, eu și râd uneori, la mine 18, 30, 31, gata, făs un cap. Nu, dar nici nu poți să ai pretenții. E că eu m-am învățat cu chestia asta, tare, ghinii, m-am educat și eu înțeleg, omul ăsta lucrează la visul tău, nu la visul lui, gen, știi, n-are treabă, el are salariu și are un termen cât el trebuie să lucreze, știi, o normă. Gata, tu nu trebuie să ceri mai mult de la dânsul, pentru că ei pe urmă te înșep a urâ. Gen, sunt oameni cu tare, cu soveste, care ei începe a lucra peste program. Acum eu deja asta mă strădui să nu permit. Am chiar am o fetiță, ei rămâne până pe la vreo 8 jumate. Permanent, du-te, te rog acasă, te rog, eu știu că nie asta îi trebuie, gen, da, nie să ne ducă mai mult profit, asta că eu lucrează mai mult. Zic, tu ai să te dezamăgești, zic, pe urmă, tu prost ai să arzi și ai să începi a urât, zic, lucrul ăsta. Nu, du-te acasă, zic, du-te și te odihnește, zic, nu se poate să lucrezi atâta. Eu pot, de atâta ca să-s problemele mele și să alegerile mele, știi? Și eu n-a să aștept ca cineva de sus mă niluie pe cap, zic, dar tu precis că-ți faci așteptări, hoci și nihoci, știi? Eu sunt maladeață, eu lucrez peste program, dar zicem la sfârșit de lună și să fie. Și gen, eu pot pași reate acolo, să-i zic cum mulțumesc și ceva, să-i dau deasupra. Dar el n-a să fie și el și s-a așteptat, știi, sau el. Acolo merg dezamăgirile și tu, da, știi, gata, mă duc, îmi caut altceva, știi? Și aici tot e... Și de asta eu n-am... Interesant tema, da, n-ai dreptul să ceri. Dar... Totodată, tot oamenii ăștia pe urmă și te răstignesc prin comentarii, public, înțelegi? Când tu, pentru că, uite, ce și-ai povestit tu, tu, practic, ai povestit prețul pe care îl plătești pentru independență financiară, înțelegi? Vreți să veniți în echipa noastră. Asta e ideea. Da? Și tu plătești prețul ăsta și tu acum te confrunți cu și că te-ai dus la sală și ți-ai rușine față de echipă. Nu, dar prichin, da, și orice движение. Eu mult am lucrat, în general, să postez că sunt într-o cafenea, tipă, e că așa un bred, dacă cesna, cum ți-i să ții incomodă? La omul și ala poate să o uita și să o bucura pentru tine, dar tu te gândești că nu, că el s-o gândit, căroci, că eu sunt besovesna și eu întorc cu hârlețul banii, știi, cu lopata așa după schinare și eu îmi permit, dar eu nu. Ai vinovății sau rușine? Ai vinovății. Da, ai vinovății. Că eu vся така, eu așa din naivă eram, Vadim, eu nu pot să redau, eu aveam impresia că eu dacă să înceapă face bani, apoi eu să mă împart prost, egal cu toată echipa mea, gen, tăță-ți, bravo, tăță-ți, eu cred în voi, eu știi, nu că vă plătesc salariul, voi prost, vă dăruiți viața. Familia, cine familia? La lucru e familia mea, știi, și așa. Mă, când să dezbatem o lecuță cu familia asta, așa, niște chidosuri uneori poate să-ți facă prostă, știi, se întorci, bai, știi, și la revedere și tu rămâi 14 februarie, am pățit odată, fără niciun lucrător, eram încă meditic, aveam vreo 3. Și așa frumușel tăți-o zis, bai, și la revedute și ieși lucrează, dragă Cătălina. Cauza care a fost și s-a întâmplat? Una m-a alungat-o eu, cu ridicat vocea la mine, țin minte ceva s-o răstit, dar nu era încă barierele astea, avem primul magazin, primele luni, una... cu copilul bolnav, mă tin că acasă nu mai țin minte și una s-o concedea după ceilaltă. Ceva de gen a fost, știi? Eram 3 oameni în cruce. Dar tu atunci încă erai cu aerii de că eu sunt șef? Sau nu, cum, nu? Invers. Invers, gen. Știi? Și eu începem să-i explic și puișor și eu chiar și am maniera asta de permanent cu preanic, cnutul foarte scurt, clar și cuprinzător. Gen, știi? Am făcut o adunare. Gen, uite, asta trebuie de schimbat. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Gen, la mine vorba nu este multă și până când ajută, pentru că eu nu urlu, eu nu îmblă cu eu să aere de vedetă sau de șef, de nu știu ce. Nu, mă, eu am zis, când eu am o vorbă, zic, când ați venit strâng banii cu sacul de aici să mă duc acasă, zic, să iau numai la sfârșit de săptămână. Zic, atunci poate și să am aere, știi? Dar atâta cât eu, că rod în rând cu voi, știi, mă, mesele astea și scaunele astea, că nu prea ai tu aere de mare șef, știi? Dar stima reciprocă, eu asta deja înțeles că trebuie să fie limite și stimă și să nu mă bag în suflet că eu mai aveam maniera asta. Dar cum la tine acasă? Dar cum copilul? Dar bărbatul tot normal? Dar cum te simți? Nu. Afectează lucrul asta, știi? Da, ea ieșe pe urmă și dă din ceare. Nu merge, nu poți. Uite, tu vezi? Tu atingi niște subiecte extrem de interesante și importante. Eu înțeleg despre ce tu spui. Și eu, comunicând cu mulți în zona asta, îi tăți ajung în concluziile astea. Și asta e o perioadă de transformare. Exact, crești copilașul și devine businessman, știi? Așa treci. Da, tipa. Dar apare întrebarea, e că tu, tata, ai povestit prețul ăsta și e că eu pot să te ascult dintr-o parte sau, nu știu, un spectator de nostru ascultă și spune mai... Nu figați asta ți-a trebuit. Așa știm că ai să mă întrebi. Mulți mă întreabă de chestia asta. Așa de banal o să fie și ca din poveste. Dar nu-mi place, eu sunt mazohist, în primul rând, e că de probleme. Eu m-am obișnuit, eu cred că n-a să pot să trăiesc în așa paticeniu, gen că tătă e super... Nu, nu trebuie ceva răzgribat permanent, ceva să rezolv. Eu mă sunt iar netrebuincioasă, să zic, știi, parcă nu trebuie la nimeni. Și pe lângă toate problemele astea, măi, и кайфово по-любому. Și grăiești, eu râd permanent. La mine echipa e clasnă, ca tare eu, adică asta nu am menționat. E clasnă, noi râdim așa de mult prost. Noi lucrăm și ne pricălim, gen. O glumă, altă glumă. Nu știu, e stare de bine. Sunt oamenii, eu atâția oameni am cunoscut în ăștia 8 ani. Prostă, eu nu credem că sunt. Eu înțeleg experiența pricolă. Uite, de exemplu, da, să simulăm o situație. Tu acum... Așa. E ca cu toată experiența ta, cu probleme, cu variante, primești o ofertă. Să lucrezi la un top brand din Moldova, un top management de producție sau în unul de psihotare, România sau Europa. Și ți-ți spune pe masă, fetiță, 10.000 de euro pe lună, cu creștere de până în 20.000 în funcție de KPI-uri. Așa. Tu ai de la 9 la 5, procesele-s gata, liniile de produs pot să te exprimi acolo, să le faci. Nu, tu așa ai pus în primul rând o sumă și niște condiții care ele nu sunt reale, Vadim. Deși hai să fim serioși. Eu știu top manageri în Chișinău care au salarii de 7-10.000 salarii. Că tu să ai influență directă la liniile care o să fie să expuse și vorbești. Nu, tu nu-ți închipui cum lucrează designerii în producție. La tine, blin, un an de zile poate să ajung un liftic pe linie și o să spun din surse foarte apropiate. Acolo până trece testarea, nu știu la cât e tot mână. Ți-ți pare că tu n-ai să ajungi acolo? E ca chestiuța așa care se rupe. Da. Știi de unde apare? De unde? Pentru că nu se verifică calitatea produsului în ieșire, în depozit. Da, pentru că nu se acătate echipele este. Nu sunt checkpoint-uri. Da, dar oricum. Nu, eu aici mă spun. Tu ai să le pui. Eu garantez că tu ai să le pui. Bun, ok. Eu altceva pot să mă spăresc cu tine. Că branduri mari tot se deteriorează. Ia că de să-ți dau un exemplu. Chanel, un exemplu, nu de mult, au cumpărat o blogheriță, Cercei. Eu purtat și eu căzut piatră de diamant, eu căzut prostă. Eu s-o întors la magazin, a ieșit directorul magazinului, sediului celălalt, s-a cerut scuze. Eu dat alți Cercei plus bonus și au spus că mereu vă așteptăm cu drag. E ca asta e diferența între un brand scump și între piața centrală. Pentru că se deteriorează. Asta este factor uman, dar nu uman, dar de business, gen, se întâmplă. Important e cum tu asta hotărăști, știi? Pentru că, da, tu spui, echipa la mine mică, dar sunt niște procese de verificare în trei etape. Dar este furnizorul care, ok, poate să dă peste cap. Dar închipuiți tu, am eu, de exemplu, 100 de oameni în croitorie. Automat, în custorii. Eu import vagoane de marfă. Tu crezi că cineva sau tu să ai atâția bani să angajezi atâția oameni ca vagoanele este de marfă până la ultimul metru de elastic să verifice? Când într-un sutien merge până la 10 metri de elastici? Nu, ascultă, problema se creează la un nivel de gândire și se rezolvă la alt nivel. Exact. Noi cum anavim de unii să știi cum asta se rezolvă până tu n-ai sprânești sutele de vagoane și vdruc ai să afli de altcineva, dar stai o leagă, este un roboțel care verifică. Bun, de exemplu, știi? Da, de propunerea care tu ne-ai zis, eu m-aș târgui mai al 25.000. Așa. La cât de sătul de problemele care apar pe parcurs, poate și aș accepta. Dar iarăși, dacă eu accept gândul că e din domeniul fantastic și că eu am tot dreptul să mă manifest acolo ca designer și într-adevăr și ei și-ați hotărăsc eu, și ei să apară. Ok, ajutat acolo din mai mulți din echipa asta de hotărâri, hai să spun așa, dar eu să am o influență destul de mare acolo. Da, eu aș renunța la numele meu. Design să faci? Da. Design, anume să proiectez lingerie. Da, să văd, că eu am și-o vorbă. Eu iubesc primul produs numai să-l văd. După asta omul e născut și văd. Gata, el nu-mi pare frumos. Gen, eu l-am văzut primul. Artist. Următorul, gen, știi? Da, ni tare îmi place anume să creez, știi? Dar soțul cu și te ajută pe tine în business? El la mine, atât documente, e că atât și ține de documente, achitări, transferuri, discuții cu parteneriaturi și tot așa mai departe. Dar cu deciziile? Amândoi, practic. Nici nu știu cum spun corect. Sunt careva domenii în care el e deciziile curate. Eu spun că eu nu știu asta, gen, te rog tu și ține de iarăși documentații sau ceva legat cu statul, impozite, variantele astea. Zic, când tu îmi spui că trebuie achitate, atunci. Eu, de exemplu, sunt cu deciziile când angajăm, pe cine angajăm, designul, când scoatem colecții, publicitatea, marketingul în general, tot, Instagram, gen, dacă eu da. Ai să mai arzi odată. Să mai arzi și nu odată și nu, după asta am mai ars, crede-mă, și vara asta am ars și nu, asta e ceva ok, normal, că te tragi de floare și perioadă. Dacă te gândești să aduci aminte de asta, când o să mai și odată rușine că te duci la sală în timpul. Da, 100%. Dar nu, că eu de asta știu, înțelegi, nici prosta nici eu de glumea, nici nu știi cât eu lucrez. Și am mai tare nici eu de că eu uneori lucrez tot ziua în telefon, știi? Și îmi ridic cap. Plin, precis că te să gândesc, eu prost stau în telefon, știi? La un moment dat prost mă gândesc, ele să gândesc, eu stau după și zavisesc în telefon, știi? Da. Nu, nici eu am 4 pagini de dus, pe lângă content, idei, proiectele foto, tătiți din căpșorul meu, cum promovăm noi tata asta, discuții telefonice, mai da, facem asta, da, asta, da, asta, modele, Da, mă identific când ai spui că eu cred că asta ține de dependența de opinie publică, dar nu numai dependență, nu laudă, dar recunoștință. Da, 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 dătăți vrem asta. Eu chiar dacă mereu îmi pare că nu, dătăți, cine zice că nu-i drept, știi, ca și cine zice că nu iubește banii, hai să fim sinceri cu noi, în primul rând. Știi, nu știu, niciun om care nu iubește banii și ei și oferă ei, știi. Fix așa, așa ești cu recunoștință. Iubește, dar iubește până în limita în care el își imaginează sau îi poate cheltuie. Eu mult timp răscălă și mă identific mult cu ce ești spui. Că ea ca tu, de exemplu, de câteva ore ai zis că și-a spui echipa, și-a spui clientele, și-a spui, dar stai un pic... Focusul e pe bani, nu pe ce spui. Da, eu înțeleg. Eu când am început să înțeleg, la mine focusul este pe a obține recunoașterea oamenilor, dar nu pe a face bani, eu nu se mișcau lucrurile din loc. Așa. De prima lecție e că și-am tras o linie și am spus că eu sunt limita afacerii mele. Dacă nu mă dezvolt eu afacerea, n-ați dezvolt. Și cum ajută? Da, focusul intenționat, focusul în partea asta. Dar și trebuie să-mi pesă mie și gândesc oamenii din echipă la comportamentul meu. Te mănâncă. Adică odată, două, trei oare energie ți-o scoate și tu te duci undeva să decizi ceva important. Prostă. Exact, e că și spuneam că mă băgam în suflet la oamenii din echipă cum trăiesc și dacă tot te ghini la dânsă. Eu la un moment dat tot așa, deși m-am debarasat tot asta, zic, băi, eu am problemele mele, pentru și eu trebuie să mă gândesc la problemele cuiva, dar deși eu sunt destul de empatică, gen, eu nu pot să trec așa nevăzând pe lângă o problemă, știi, eu vreau să ajut, eu da, mai tărăză, spasatel, știi, pe жизни. Încă o întrebare, tot din experiență, e că știind, e că tu așa te comporți, e că așa ești, tu n-ajungi în situații în care prostă te pierzi și nu găsești sens și ne ești tu și vrei tu și... De 4 ori pe an stabil. Da? Da. Provocarea asta că, eu nu știu, dar asta îmi place, dar eu vreau aici, dar și vreau eu. Te pierzi total, ca nu te poți defini. Și pe mai am știi când de obicei eu e ca șachic în asta că nu înțeleg și cum și de pe și planetă îs, când îmi pun un scop mare și eu l-ating și fac... știi, și trec 2 zile și n-am dovedit să-mi pun următorul scop și eu, dar și mai departe, eu trebuie să fac, eu am pățit vara asta, gen, eu am chicat în depresie timp de o săptămână, după aceea am deschid magazinul nou, că gen, eu nici nu ne-am planificat după asta, zic, ești, odihnește după. Nu, eu nu știm cum acționez mai departe, tipa, da, bun, l-am deschis, am făcut, tam-tamul este pe Chișinău, au fost 100 de oameni, am reparat, dar și să mai fac, știi? Și așa de tare, știi, te pierzi și nu știi de unde este strângi. Gen, eu am o relație tare frumoasă cu mama mea. Mama mea are așa un creier tare, tare bunișor. E și-a lucrat la mine și ca director comercial și în Rusia. Tu ți-ai angajat mama la... Nu, n-am angajat-o. Eu zic că nu, eu n-am atâția nervi. Zic că la străinii una să lucrez, la atâia e jele. Și nu de-atât că aș terorizau. Dar tot așa empatia asta o omoară. Eu am locuit cu mine un an de zile, revenit să iei din Moscova și am locuit un an de zile și am fugit în Italia, ca să înțelegi. Nu a rezistat, zic, eu nu știu cât putere tu ai, în fiecare zi tot asta de gen să te zglozi. Dar zic, mamă, zic, asta e normal, zic, nici strașnic nu a fost, zic, n-ai văzut-o când în natură se întâmplă ceva, știi? Niniors magazinul într-un an. Într-un an, în pandemie, Vadim, niniors tot a 2-lea etaj la magazin. Fostul care eu l-am avut. Ia șoche. Da, în ochii la ora 1 ziua, după atât s-o aprins. Asta au fost în iunie, după și pe noi ne-au deschis din carantină. Tu înțelegi, eu plină de datorii și de credite, că eu plătim și impozite și salarii și chirii, tot în pandemie. Și eu nu mă mai deschid, eu încep colecție de costum de baie și la mine în flăcări, tot a 2-lea etaj. Și grești, ea ca este atunci, azi probleme. Prostă, eu știi, știm cu chiloți soară, eu scostă din vitrină, curgesc puma aceea pe dânsă și mă uitam și plângem, căroci, știi, în sus. Asta era cabeț. Dacă îmi trebuie banii, nu нужно заработать, știi? Dar pușoară. Deci eu ar scurt-circuit, căroci. Пережатый провод, știi, în perete, era o reparație nu gândită făcută acolo. la Chireșeu, clădire veche din 1905, închipuiți. Și un prăvădoci că era uitat acolo, știi? Dar cheltuielile cine și le-a asumat? Și-a asumat, arendadașul, da, el și le-a asumat, le-a făcut, am vletit și noi, evident, că nu poți tu strâni, da, acolo o bucățică de șei, acolo niște șpacliovcă cumpărați, nu știu, și oricum. Dar măcar am pierdut doar două mașini, simple, slava Domnului, am reușit eu atunci 40 de kilograme, le-a întărit vreo 20 de metri sângurică, gen o mașincă grea 40-51 cu tari foarte grea din astea industriale, eu a întărit-o tupă la balcon, gen de acolo unde ardea mai tare. Nu geaba spune adrenalinul, faci și minuni, știi? Pierdere așa am avut poate marfă de vreo 20-30.000 de lei, gen nu a fost singur șocul, blin, că am înțeles că cu focul, știi, capeț, vapșe nu te pui, știi, el te ia înainte. Da, adă-ți aminte, da, te rog, eu știu că poate asta, nu știu, poate să nu fie plăcut, să fii neplăcut sau dureros. Mine mă interesează momentul ăla când tu vedeai că tot asta, toată munca ta și investițiile și efortul și planurile de ieși din datorii, din pandemie, tu vroiei de-am să rupi și aici și simți tu cum totuși am și îți povestești încă și îți mai povestesc totul. Înțelegi nebunia asta, e că înțelegi că e jeli, Vadim. E capeț și jele. Eu m-am pus și zic, până aici a fost. Primul gând care a fost, nu știam dacă el se oprește, văpșe focul ăsta, și zic, cred că până aici a mers soldatul, știi? Zic, все, gata. Capeț, închicasă lumea în cap și, într-adevăr, pe cele jumătate de oră, eu am crezut că aici s-a terminat tot. Asta 100%, îți spun, gen, știi? Și sentimentul ăsta e că nu pot să-l redau, de asta eu nu cedez. Gen, eu am unul cedez, pentru că eu am înțeles ce înseamnă asta, să pierzi, știi? Eu pe un moment am crezut că tot am pierdut. Eu nu vreau, gen, eu tare vreau să scot, eu până la capăt totuși îți convins că eu am să fac din asta afaceri și să fac așa, să meargă gine. Asta și sensul întrebării atunci când tu e că simți că pierzi, e că ai simțit că все, ești închis. Cum s-a format la tine înapoi inițiativa și încrederea că ai s-o scoți? Ca s-o scoți și mai tare s-o activat, gen panica. Ce semne ai avut în viață? Oricine, da, eu proastă-s debilă la ale mele astea, eu nu mă opresc, eu stau, eu nu știu dacă cresc în zodie sau nu, dar la mine cu roșu înainte. Dar e greu să mă oprești, gen, eu sunt încăpățânată, eu dacă știu că eu știu pe-alibom în gând, în capul meu undeva, în sufletul meu, că asta merge, asta să meargă. Măi, eu nu deja am dat atât frunzarii ăștia la o parte și am bătut cărarea și după mine încă înseamnă că ceva aici este, asta una, două. Eu văd exemple, da, nu la noi, nu mi-e greu leacă din Moldova să ne probivim, dar eu să mă probivesc pe-alibom, eu asta sigură. Atunci, măi, eu lasă numai un credit de 200.000 de lei cu o lună în urmă, înțelegi că eu să închid carantina asta ca lumea și cât de cât să nu zdohnesc. Așa. Și aici tot normal ne strângem tot cenușa. O cameră întreagă a rămas foarte bine, ne mutăm acolo. Eram 7 persoane într-o cameruță de 6 metri pătrați. Perfect. Noi noaptea am spălat tot magazinul de spumă și de șârlăile astea, știi, de la apă. Și dimineața ne-ai deschis și nimeni, apropo, nu știu, nici din părinți, nimeni. Noi numai după ce am restabilit tot, ne-am spus că noi am avut un mic incendiu. Dar la știrea asta nu a arătat? O arătat la P-Point, știu că erau, că din ăștia mai tinerei, i-a dat seama că e la mine și mă sunau, dar părinți, să știi, cu internetul nu prea, știi? Da, 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 a fost destul de rapid. Noi eram pe Alexandrie și în Vale sunt pompieri. Sediul ăsta lor. Asta a fost 2 minute, eu a fost la noi, gen, tare repede, eu, că ăștia supereroi, așa, concret, blin, fără strahovcă, se ridicau la acoperiș, asta e prostă, capeț. Și îți mai zic un pricol, tot de atunci. Eu prima și unica dată mă bagasem într-un concurs pe Instagram. Și numai ieșis pe piață, nu vreau să dau nume, și era 500 de euro intrare. Eu m-am înțeles din timp, în ziua aceea când o ars magazinul, trebuie să dau 500 de euro. Așa. La mine a venit ceva cu asta, cu care eu am avut o legătură de colaborare destul de lungă, gen, noi am lucrat împreună și, tipa, noi eram străini, știi? Și el faci, a, da, eu am venit după bani. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg 7 din 10 oameni care privesc podcastul ăsta nu s-au abonați. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai click și hai să fie alături de nota 2. Ne-am înțeles, da? Ia ca asta mă ușiesc, prostă, eu... Zic, bun, i-am dat ultimii bani. Într-adevăr, erau ultimii bani. Eu cu magazinul Arcel, da, bun, mâine startează concursul. Ce indiferența la oameni, știi, ăsta e, what? Știi, nafiga tu ești, tipa, așa de bun dacă îi jur, tip. Realitatea e altfel, știi, nu știu. E că asta e justoca uneori, știi? Nu, asta e... Realitate. Ceva cu ți-a făcut promisiune, a venit să iei bani. Da, el știi și... De ce s-a întâmplat? Știți, cu ars magazin, nu știi, și eu încă ironizez permanent, tot boșită, până pe gât, știi? A, prost, a ars magazin. A, da, bun, eu vin după 500 ori. Dar eu am lucrat cu mășeala, tu înțelegi? Eu am lucrat jumate de an, fund la fund, și am avut proiecte foarte mari. Dacă am să spun pe urmă. Și pentru mine indiferența lui, gen, m-a dat gata, tipă, noi lucram și noaptea și ziua și, gen, am avut o conlucrare destul de activă, gen, ne-am apropiat, știi, ca oameni. Și indiferența asta m-a ușit, polnă. Eu înțeleg, dar, uite, eu când ajung în așa momente, că eu le am în discuții tot multe, e interesant. El, de fapt, să facem abstracții, da? Da. El, de fapt, și a avut-o cu tine înțelegere, a venit să-și ceară bani pe înțelegerea asta, da? Și pe tine cumva te-a supărat faptul că el a văzut problemele tale mari și trebuie să-și închipui că tu poate avea nevoie de banii ăștia și bă bun. Dar nu a fost bun. Și tine asta te-a dat jos. Chestia chiar... Nu m-am așteptat când a să iei bani. Eu înțeleg că acolo sunt investiții. Mai era și o lansare mare de concursul ăsta în care eu trebuie să fiu și partener și prezentă, știi? M-a indignat faptul că măcar nu a întrebat, gen... Cătălin, eu pot să te mai aștept dacă ceva sau, nu știu, ți n-ai... Da, tipă, știi? Ascultă. Da, vă rog, să picănim. Dar tu? Tu l-ai întrebat? Uite ce se întâmplă. Că eu nu trebuie să am așteptări. Eu tare gine înțeleg și spre ce tu duci, evident. Dar prost că tu, când ești apropiat de un om, tu, palibom, ai așteptări. Eu nu știu cum să... Asta e tare naiv, eu înțeleg. Nu trebuie să ai așteptări, dar tu involuntar ți le formezi, tu înțelegi? Mai ales că, da, de la un străin tu n-ai așteptări, tipa, dar de la omul care tu, plin, tipa, ți-a părut că ține la tine, că tu ții la dânsul, că cu familiile, cu na-na-na, că au născut femei sau eu, am fost la botez. Gen, așa, destul o relație distrânsă. Zic, eu eram destul de prostuță mai înainte și cu tăți-mi eram bratani cu cine lucram. Și aici, știi, așa o indiferență, gen, măcar ești ok, tipa, hatea bătă, știi, tot normalna, tu ești nu și-o suferit. Pur interes, tipa, eu pe alebam îți dau banii ăștia că am promis. Dar întreabă, gen, nu știu, la mine asta e, eu cu capul în traistă și cu capul în perete, îți dau măntin cu o viață întreagă, că tot trag nădejde la bunătatea oamenilor, știi? Una dintre lecții care eu am învățat-o foarte bine în toate chestiile astea de așteptări și restul. Dar eu trebuie să mă asigur că scot eu maxim din negocieri. Vine ceva cu tax, tu poți cât în 5 luni să achit, câte 100. Putem sau nu? Ia ca argumentul meu, știi? Da. Știi, pa... Asta e și ideea, uite, este așa o liniuță, că nu am nimic contra bloggerului sau nici contra ta. Prostă nici situația ne-a plăcut, știi? Situația și când tu înțelegi că mai departe, ca să fii mai puternic, să aduni mai mulți oameni, să crești veniturile, este o chestie, trebuie să-ți asumi și mai mult. Știi, că te lăsăm noi asta. Semnul că gata, cumva, pentru mine asta a fost, și eu consider că asta e o atitudine de un copilaș care încă nu se maturizează, să aștepte că oamenii să-l înțeleagă. Și noi toți asta ne confruntăm până în niște momente tare concrete din viață. Și viața ar te pune în fața alegerii ăștia. Mai tu ai din gând să înveți sau o să mai repetăm, știi? Și tot de asta când începe a le vedea 1, 2, 3, 5 palibomul te înveți, da. Începi să înțelegi că asta e limita mea. Stai, eu trebuie ceva cu asta să fac. Că ele sunt de regulă așa, că dacă tu le amâni sau le ignori, ele vin. Încep a veni prosta, te atacă, înțelegi? Asta nu te învață minte, e drept. Dar oricum, tu știi că cât de tare tu... nu te-ai străhui, gen, gata, все, m-am învățat minte. Vine cineva cu alt подход, короче, știi, și hola! A șto, ne ждали, știi? Așa schemă n-ai mai știut, dar... Da, știi? Și tu iar, blin, eu iar îs prost, știi? E schema. Tot oricum înveți. Bun, eu de multe ori eu am noroc încă mititică, tipă, permanent așa, zic, eu încă mă învăț, știi? Tare jostoc și dacă eu tot așa și eu la 40, știi? Asta e capețul, eu tare să mă dezamăgesc în mine, știi? Dar oricum, nu, de asta și povestim de la început că au apărut limitele care, nu că limitele, вообще au apărut limite, pe care eu nu știam că ele trebuie să existe și că ele există, știi? Eu am trăit într-o Moldovă în care eu nu știam până am rămas însărcinat că există narcotici și Vadim. Eu am văzut, că, să nu zic pe numii, am văzut cu un club de noapte, a fost închis în totalmente, că acolo s-o găsit tot ce vrei și tot felul. Eu însărcinat în luna nouă, dar și la noi în Moldova sunt narcotici, gen, știi, mă uit la televizor și bărbat meu se întoarce, человек, как ты выжил в этом мире, știi, cum tu ai rămas în viață, вообще, știi, și că tu puteai să închidești o chiatră și să mori, și eu zic, da, eu și n-am știut, zic, și tu prin cluburi, doar ai mei îmblat, nu ți-o propus, zic, nu, dar poți să bei cocktailuri, pentru și, știi, că, Doamne ferește, pe care limite, că eu nu cred că oamenii sunt buni și grăiești, eu așa, dacă, pe datorii, da, că la magazin, îmi fac carnet, îmi fac, știi, n-am avut un caz. Și s-a întors tăți așa? Da, tăți, cu spatele. Am avut un caz, nu mai deschizesem magazinul, vine o civihă. Îți cumperi un set și îmi zici că de sutie n-am bani, dar de chiloți n-am un bani. Poți să vă aduc mai curând? Desigur! Pachetez, o trimit și mă așez. Zic, e jena să vii. Asta și-au fost un insult, știi? Zic, nu e jena să vii, pentru și eu e dat. Și tu cum ați rușine, zic, dar cum să n-am încredere om? E tot vine, prosta nu ne găsește, știi? Dar e tot vine. Și nu, la capitolul ăsta poți să vorbești. Și știi, tot mă abat de la o temă la alta. De multe ori, așa, și mă gândesc că deși oamenii nu recunosc chestia asta, că e că tare puțini oameni recunosc, știi, că ei dă în bară, că ei undeva sunt mai naivi, undeva au avut încredere, au dat rublă, tare puțini oameni recunosc, știi, tare desă că te duci mai ales în companii. Oi, dar la noi tot e genie, la noi merge tot ca pe unt, știi, și numai tu ca o lașară și dar la mine nu, știi? Dar și voi faceți, ca tot genie merge, știi? Să amăjesc. Da, știi care e adevărul crud? Amăjesc. Fake it. Da, să credem că tot e bine și spunem la toți că e bine și dincolo, caroci, dar tu știi și zona mare de frustrare asta? Tu când măcar recunoști și spui public și e ca... Tu te mai descarci, măcar, da? Tu începi a învăța, dar când acolo ascunzi, acolo sunt frustrări. Конечно, și la un moment dat asta buhnește oricum și pe urmă eu știu oameni și care acum, deja când tot era bine-bine și așa știu un florit florisică și în samul de acolo așa era o nebunie, știi? Dar noi invers cu bărbat mergem, cum merge? Zic, băi, am o ghinie, atunci nu prea, sau ei tot нормально, plin datorii, ca tot, ca всегда, știi? Nu știu, eu mi-mi recunosc în primul rând că, uite, încă nu este bine, dar eu am și un motiv, adică eu, atâta timp cât eu pot explica de ce nu este bine, știi, eu nu am griji că, iată, de exemplu, eu investesc mai mult decât fac la moment, da? De atât că eu am careva cerință unde vreau să cresc. Și ne-am pus niște termeni unde vreau să cresc. Pentru a crește și a ajunge acolo unde eu vreau, nu trebuie de investit bani. Nu investești, nu ai. Nici ca cum, știi, scârță-i dinții, evident. Și cu ce nimeni nu-ți garantează. Evident, nimeni și nică. Eu vreau să investesc garantat. Nu, măi. Să văd dacă e bun. Nu, asumarea asta, chestia de a-ți asuma o dezvoltare și o evoluție și să faci un proiect... Pe mine, e că eu am desori întrebarea asta, tipa, care-s garanțările că tu ai să obții ceva? Eu zic, asta și farmecul. Eu n-am nicio garanție, adică eu accept că poate fi fail total încă o dată. Asta eu înțeleg, понимаешь? Și pe moimul asta și mă faci și... Am o întrebare, de una, tot la curs individual, mă întreb, dar de unde știi tu ca să vândă produsul ăsta? Zic, nu știu. Dar de ce tu îl faci? Să vedem dacă îți vândă. Zic, nu știu, zic, tu tragi, ca tu ai o statistică, tu te uiți plus minus și se vinde. Ipoteză. Care sunt trendurile. Na. Tu încerci, dar tu nimeni nu-ți spune dacă tu îți poți vinde chestia asta sau nu. Gen, tu așa din asta veniți o pierderi, știi? Că de multe ori eu scot câte o colecție, wow, bombă, da pasta, zic, eu niciodată în viață nu o dau la reduceri, ca că Milenca e peste 3 luni, pentru că n-o prinit prost, nu s-o lichid viziunea ta cu societatea și cumpărător, știi? Și asta nu spune la dubii viziunea ta de artist? Nu. Nu? Nu, pentru că am ușor zic de ce. Multe concepte sau prea mult așa să le numesc, căroci, hai așa, multe design-uri. Eu le-am făcut înainte de timp. De exemplu, poate ai observat tu la fete, mă sport așa niște corsețele, tipa antale, tipa corset despre la rochii, variante de astea, ca accent. Nevajnă, parcă eu centură. Păi, eu le-am făcut în 2018. Da, am înțeles că nu ochii tăi nu informează nimic în direcția dată, așa că trecem în altă direcție. Asta care ascunzi clăcile? Nu, asta de-am zis de uceașcă, ele sunt de mult și acum prost au mai revenit o leacă în trenduri. După, așa, o bucățică de centură mai lată care imită un corset și spune despre la rochii, să presupunem așa, simplu, clar și cuprinzător. Deasupra la rochii. Supra. Am văzut la Andriuță. Iaca. Apă. Eu le-am scos în 2018. Așa. Și întreb, dar și asta, gen, știi? Eu am văzut prin la europeni, americani, mai mult încolo, gen, că zic ceva de genul și mă gândesc, băi, super fain, zic, să exteriorizăm o leacă, eu tot mușiam atunci la șeic, să arătăm că prin lingerie e frumos, zic, dă să mai scot ceva pe deasupra. O stat. Ca amusă să vândă cu toana 2024-2018, simți? Da. Și că de multe ori eu înțeleg că încă nu-i timp pentru produsul ăsta. Tare de multe ori, gen, știi? Am încercat să lucrez cu matasă naturală. Eu tășat prin 2019. În bară total și vorbești lumea. Nu înțelege artificialul și naturalul, măcar diferența. Acum mătasa naturală, îi pun mâna și, wow, la noi în Chișinău și ceva este, gen, mătasa naturală îi pornește de la 1500 de lei metru, ca tu să înțelegi, zic, da, este, tipa, și pricepe, gen, știi, și mergi. Deci, de multe ori, produsul după nu este pentru piața de acum. Trebuie o leacă de mai așteptat și el o să fie actual, știi? Și de asta eu nu mă dezamăgesc în chestia asta, știi? Dar pe atâta timp cât tu aștepți și vinzi. Schimbăm și o leacă piața. Eu le mai rânduiesc colecțiile. Uneori e că bag super simplu și șere piața, știi? Și e că o bat o leacă încolo, știi? Și le dă o voie așa, apușoara, care eu iubesc. După asta încerc să-i învăț o leacă. Apușoara asta e cumva... tu ca designer consideri. Da, adică super simplu, constructiv, sunt materiale destul de bază, așa că femeie nu-i pare că e prea sexy, gen, să iasă din cască, de multe ori, că da, și asta poți purta să deză, zic, da, gen, e crută, nu, ne abătăm. Le facem din astea mai simpluță, le lăsăm așa ok cu ochiul, ele se adaptează, văd că super, cumpăr. După asta le dăm o colecție camu, care eu fac, care prost, atât elastice, răzâncuță și tot așa mai departe. Și ele întâi, știi, așa se împotrivesc, după asta încearcă să cumpere, dă-o de gust, știi, și tot, e că educație, ca la școală, care știi că te lecțic. Dar tu poți printa pe chiloței ceva? Șilcografia. Încă nu, dar vrem să introducem. Se numește șilcografia în rusă. Este un sistem anume acolo, el tare bine se poartă și poate dacă mai e n-a vreo nișă, să ne prindă bine. Gen, bărbatul meu prostă bredet cu șilcografie, el tare vrea, Doamne firește, interesant. Poate de făcut mergi la nota 2, spui pe chiloței la femei pe mine cu drăgușorșa. O, Vadim! Doamne! Asta tot azi picăim! Nu mai e. Eu de multe ori râd, zic, eu vreau să mă fac chiloți cu slonici, știi? Și să vă pun în efir dacă vreți și facem o linieică din asta, să nu-i îmbrăcați pe cap. Nu, eu toată vremea, eu admir, de exemplu, direcția în care Gordon, intervierul ăsta din Ucraina, abordează hate-ul. Da. Mai scurt, noi prea cuminți suntem în piață. Dar tu dacă e mititică. Și nu știi, Chișinău e un sat mare și Moldova tot, gen, te temi să faci o движение лишнее, înțelegi? Deși e ca și eu îți spune că de calitate, și grăiești, e de ajuns odată să căsești, știi, și la ocnița, înțelegi? De asta este frică, tu te temi leac să ieși din rămculiță și tu începi așa câte o leacă să o împingi, pentru că omul nu acceptă deodată. El trebuie să-l pregătești, gen, cu o leacă de apușoară reșe și după asta în iață, știi? Da, piața e foarte mică. De asta noi tare încercăm vrem. Am încercat în 2019 a ieșit o leac pe România cu vânzările și așa era numai o... Vedem обстановка, știi? Se prime destul de bine, pentru că piața este destul de înflămânzită după așa ceva. Capacitatea de plată e mai mare, cecurile sunt mai mari, da? Exact. Asta una, două, piața evident că e mai mare singură ca volum. Da. Da. Și chestia că este liberă nișa asta, este destul de liberă a mea, da? Mm-hmm. Și ne-a stopat pandemia foarte tare și chestia cu livrările e o problemă la noi în țară, catastrofală. Acum e mai bine decât era cum au. E mai bine, ok, da. Fan curierul, 700 de lei pe cutie până în România, serios. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Cutie de un kil și o leacă sau până un kil. Dar cât kiloții au? 3 grame? Da, dar acolo nu se calculează după grame, până la un kilogram. Gen, tu oricum plătești ca pentru un kilogram. Și chestia că nu se devină, de exemplu, sistema de livrare. Așa e la nivel de vamal, da? Încă nu este pus bine pe roate. Și asta tare, tare ne împiedică. Și deocamdată suntem așa în... Cum de deschis acolo fabrică, depozit, variante, dar asta așa investiții de... Tot e riscantă, că piața așa de mulți bani trebuie să bai și să aștepți ca ei să răscumpere. Nici nu că să răscumpere, să vezi văpșe dacă merge, știi? Mm-hmm. Trebuie să dublezi un magazin într-un depozit, gen ce ești tu aici, să ai și în România și atunci o să fie livrările calitative și rapide. Pentru că românii, pe lângă ce e o piață bună de cumpărare, ei își iubesc rapiditatea la dânsă, pus așa, destul de gine pe roate. Azi ai comandat mâine dimineața maxim la ușă, știi? Da. Și lor le vine greu să aștepte pe mine de la mine o săptămână să vii. Da. Și mai în scurt analizăm piața aceea de acolo, pentru că dacă ieșim încolo, eu da sigură că să bambanim 100%. Din atâta analiză am făcut în piața aceea. Doar că rubleul ăla încă oprește. Piața e mare și este competiție și e foarte greu de poziționat produsul. Asta ține de marketing, evident. Da, marketing. Da. Nu în 2019 nu a ieșit, perceam numai Instagram și Facebook, că tu să înțelegi. Atunci a lucrat ghine publicitate, Instagram, Facebook și din publicitate noi ducem săptămânal câte 20 de comenzi la ea și le livram. Gen, asta e destul de bine pentru numai să te lansezi tu în câteva luni. Prima idee, văbșe, care ne-a venit în cap, asta e să încheie o colaborare cu Alisa Bounty. Să o îmbraci pe ea în lingerie mereu. De așa să zică lumea. Măi, eu întotdeauna în sesiuni și pun, deci oamenii când ajung în așa discuții pun întrebare. Nu tu își vrei business și bani? Sau tu vrei oameni? Mie trebuie niște tranquilizatori, căroci, de emoții, știi? Așa cumva, că eu să înțeleg, la mine mă rupi permanent, gen, știi, rațiunea asta de fitiți cu minte, știi, și educată, cu ce că Лен, dacă să faci bani, tu trebuie și eu leacă de... Nu vreau iar să picăim. Rechin. Prostă, da. Trebuie să te transformi în rechinaș. Da. Nu, pentru că să te mănânci alți rechini de altfel. Da. Adică asta e soluția. Nu e faptul că tu trebuie să devii răi cu oamenii. Da. Nu, prostă că tu să ataci mai bine țintele tale care anume de afacerea ta, știi? Și eu înțeleg deși eu încă poate undeva sunt naivuță, știi, și așa mai lăs pe apa sâmbetei, gen, nu merge și merge bine. Pentru că nu insuflă încă nici un rechin în schinare să mă mănânci, știi? Eu am impresia că dacă piața ar fi destul de competitivă, eu aș băga chișorul în emoții și îmi așa zică lumea și na. Chiar dacă eu, îți spun, eu am foarte bune rezultate în lupta mea cu sine despre părerile celor din jur și tot așa mai departe. Gen, prost, ți-am dat, adică niște idei care, într-adevăr, uneori îmi vin în cap. Dar eu destul de bine lupt cu asta, știi? Și n-a să mă hrănească părerile din jur, eu asta tare bine înțeleg și plus te saturi. Nu știu cât azi mai am forța și energia asta pe care o am eu acum, știi? Să bați tot închetroi cu capul. Vedem. Dar până și te entuziasmează, știi? Da. Până când, da. Și uite, 8 ani, știi? Dacă așa să iei, e să rog, știi? Dar oricum, nu, mă ține, încă gine mă ține. Că spremirarea la mulți din jur, credeau că eu repejoră să dau capul în jos și nu, știu, fișcan că mi tică să o pornit să facă business. Nu, e interesant, oricum. Nu, dar și fenomenul, acum dacă revenim la ideea că tu ai început să dezvolți business-ul de pe la 20 de ani, da? Copil mic, și ai că atât asta călătorie asta și încă și cu soțul, înțelegi? Da, și el s-a patcucit abia în 2019, până atunci eram singură. Așa, apoi e ca și și gemi în tine în general spre diferență de alt tiner? Asta e întrebarea, pentru că nu, blin, tu ai avut copil, tu își puteai liber acasă să stai, tu puteai cumva altfel să abordezi, dar tu ai început să răscolești. Da, nu știu să spun de unde. Eu am un frate, noi suntem crescuți doar de mama și mămica permanent psihotare, noi cam așa din capul nostru, dar super educați. Că noi nebunii nu prea am făcut la viața noastră. Și... Nu, dacă nu știu din narcotici în cluburi. Apoi e ca închipuiți, da. Și pe la 13 ani eu am trecut în Chișinău. Eu sunt de la Nord și am trecut în Chișinău când fratele meu avea 17 ani și eu 13 ani. Adică fără părinți, fără bunii, fără nimic. Am ajuns aici și am înțeles că da, mama... Dar de unde? Unde a stat? Drochea, satul Țarigrad. Așa, ok. Da. Și el, fratele meu, era deja aici de ceva ani. Nordul la putere, te-ai transmis Nordul. Nordul rolic. Știu că știu de acolo. Și când am ajuns aici, am înțeles că mama n-a să ieși lângă bani ca să ne sufli în toate capriciile mele. Ieși pe album, nu știu, tu ai să-mi zic, dar copiii din Chișinău diferențează de cei din sate, foarte tare. Și hainele, eu mă îmbrăcam ca o bâdlă, dar să o pun pe mama în cheltuială, eu totdeauna am avut stima asta și respectul față de dânsă. Chiar dacă ei ne dădește, uite, nici mult, nici puțin, fix atâta. Noi trăim la gazdă, gen, nu ne-o dă la cămin, eu au avut tare grijă de noi. Dar că nu ne ajuce. Și eu am luat macle română și măceam și punem minciuni, cam 16 ani, îmi făceam un machiaj de ăsta, să mai iei la lucru și eu lucram. Eu învățam la școală, clasa 8-a și... 13, da? Eu lucram și am lucrat până eu am rămas însărcinată, eu am lucrat. Vara eu măceam sclădărșicul. Așa. Nu știu-ți spun, era un fel de zrază, până am ținut minte, catletă cu nacincă înăuntru. Și degustații, marketing. Până ziua, vreți să gustați zrazele noastre de la na-na-na-na-na. Și îi dai bățișorul să gusti, și am lucrat ghinișor. Pe urmă am încercat chelner, dar până la primul talger din ăsta stricat și că nu se primește. În casino, după asta, la vreo 16 ani, m-am angajat în casino, 17. Noaptea, lucram până la 9 dimineața de acolo, ruczacul în schenare și fuga. Bani? Ruczacul cu bani? Eu jucam acolo, nu lucram, știi? Strângem cușul. Ia ca și de unii business-ul, înțelegi? Așa, pe urmă, vara, permanent măcem la mama. Mama era director comercial într-o companie în Rusia. Și eu lucram sclădovșic. Trăiam cu ropșele, marfă, târâpâră în coroncoașe, strângem banii, venim acasă și tot așa. Și aici eu rămân însărcinată și rămân acasă, trăind cu socrii, pentru că noi ne-am mutat, zic, ceva trebuie de făcut, ca un apartament, ceva, strângem bani, să nu cheltuim bani la gaz. Și eu, bărbatul meu fotograf, în România, eu sunam, știi, spate eu să-i schimb 50 euro de pe polcă când trebuie pampersuri. What? Eu... Muriam tătă mine, știi? Eu de la 13 ani singură, eu nu am avut stăpân pe mine niciodată, știi? Asta m-a pus, că zic, tac, asta nu a fost prima tentativă, zic, hai să fac haine pentru copii. Când m-am apucat un altă zic, ne mirește vreo mamașă debilă care zgâră copilul la gât, zic, mă dă în judecată, știi? Că n-am făcut haina și cum trebuie. Zic, hai haine pentru gravid, nu vreau. Și aici s-a prinit întâmplător. Am făcut un set de lingerie, cadou, ei, tac, panislo, paiehelă. Eu eram în căutare, gen, da, el întâmplător am ajuns la lingerie, dar eu eram în căutare de ceva, să pot sta cu copilul acasă și să fac și rublă, știi? Nu puteam să stau prostă și să aștept. Și plus, ne-am pus ca scop să luăm, strângem de prima rată, zic, să investim în ceva, zic, n-am să trăiesc cu soacră, ca să ies din minț, zic, să trăiesc, știi, cu dânși. Și e că așa, încet, că zic, încă țin minte, vine să mă acasă la zoa și naștere și socru mi-o primă, zic, tat, zic, eu a spun pe cumpăr, vând, schimb, Chișinău, zic, eu fac lenjerii la comandă, zic, ți-i faci un 300 lei de cheltuială, zic, pune, știi? Și panislo, paiehelă, știi, că de la prostă. Так случилось. Dar și că eu vroiam ceva să inventez, să fac bani, asta 100%. Dacă nu, eu ieșim la lucru la un an, la copil, precis. Cât timp a trecut din momentul în care tu ai decis, ai făcut postarea asta și ai avut clienți și ai înțeles, oh, fac rublă. O lună. Da? O lună deja avem înscrieri pe vreo 2 săptămâni înainte. Asta a fost un know-how, Doamne ferește, pe piață, tu nu-ți închipui. Prostă, cel mai mare termen am avut 2 luni de zile. Eu cu Mirela Urșuc, grăiem, am găsit perpisca noastră când noi ne-am cunoscut că ies comandă un set de lingerie. Eu așteptat o lună jumate ca eu să-i fac un set de lingerie. Gen, într-adevăr, avem de ce să mă inspir, Vadim. Dacă fetele erau gata să aștepte o lună jumate, eu le scriu fără avans, fără nimic, eu n-am avut un set lăsat la mine, știi? Eu într-un an am deschis magazin și că nu de atât că aveam bani, i-am promptat la mama și la bărbat meu, de atât că eram super entuziasmată, zic că asta o să rupă vai piața, știi, 8 ani am 10 magazini. Nu ne tot avea. Prima provocare, că tu ai început să iei clienți, să iei. Așa. Și după asta, care a fost prima lovitură în care tu ți-ai dat seama că inițiativa asta ori are nevoie de alt nivel, ori poate socrii nu te susține. Unde a fost prima mare... Bardac în casă, în primul rând. Noi trăim două familii cu copil mitel într-un apartament trio de adică destul de spațios, normal, dar eu noaptea cusăm, vrei nu vrei ași. Și am avut un incident cu fata mea. Fata mea a venit la bucătărie și face... Dăc și-ai în guriță. Și el avea cât e un anișor, spun, da, un anișor, că abia mergea. Și zic, ea arată limba lui mama și scoate și un ac pe limbă. Gen, pe mine tare atunci probabil vieta am început a plânge strașnic. Și asta, dacă să luăm din punct de vedere emotiv. A doua era rușine. Uneori veneau clientele cel mai des, de fapt, după lucrul lor. Seara când tăți erau acasă, eu am avut cazuri când dormitorul la socru lua mărimile, știi, eu înțelegem că asta văpșie arată nicac, știi? La noi de la început, că tipa, hai, o leacă de joacă, gen 300 de lei de buznar, cum o ză socruniu. Da, când ajungi, deam că tu, într-adevăr, zilnic ți-ai vin câte o client acasă. Pe urmă am avut și un pricol din partea la fisc. Nu m-a prins, nu nici, am avut o preîntâmpinare printr-un prieten al meu, de la un lucrător de la fisc care era coleg, că îl întreabă, tipă, și Osipov, ci că drugul eu, nu, Cătălina, ci că e femeie, ci că spune ori Alexa stâmpără pe internet, ori își deschide ceva oficial, știi? Și că au fost mai multe momente din astea, că eu m-am aprins și am zis că vreau și gata, chiar dacă din nimeni am fost ținută, gen tăți, crutele o visca, știi, unde tot te bași, copilul mic și cu tine, știi? Și pentru că eu înainte asta am avut tentativa, dar și-am făcut, m-am dus la gazdă, aparte, cu familia, gen am trecut la chirie și am văzut... Ești acolo, nu merge. Și după asta zic, nu, un magazin mic, cum n-ar fi, măcar și 3 metri pătrați, dar să fie anume unde se poate primi clienți. M-am pornit în general după atelier, nu după magazin. Și eu cu hocerul mele permanent am stat acolo un an jumate, 2, după asta unul de 120 metri pătrați pe Alexandrie. Nu te-ai stâmpărat, nu s-o placut neșa acolo, neșa aici. Nu, mititel, nu erau condiții, nu, tavanul jos, mirosau mezală, nu, în altă parte. Am luat cu 2 etaje de 120 metri pătrați și acolo m-am stâmpărat vreo 4 ani, dar a fost și pandemia. Gen, eu cred că mai repede avem schimb, dacă n-avea să fie pandemia asta care tare, tare ne-a tormuzit, eu am impresia, știi, că 8 ani de experiență, ok, dar 1 jumate aplo spisuit încolo pandemia, știi, tare, dezvoltare mare, atunci mă rugam să și una plavu, dacă mă țin, e bun, știi? Și iată, acum vara, ne-am mutat de aici la locația nouă. Și tu cumva n-ai avut în primul an niște lechii puternici în care ți-o pus la dubii și te ocupi tu cu asta sau nu? Adică plângeam capeț, nu ca așa. Hai că entuziasmul, adică s-o contextualizat. Pe de parte fiscul, copilul, rușine, dar s-o contextualizat, s-o dat un impuls, oamenii erau contra din jurul tău, tu ai continuat. Dar mă interesează e că când tu continui primul obstacol care te cutremură și zici... Chirie, simplu. Chirie, de exemplu. Tu nu realizezi până tu nu te întâmpini cu sumele astea de chirii mari și asta și cât de răbde treci pentru un business o lună. Eu când văd data din tâi, eu prostă, sami hudșii din mai жизни, știi, și asta каждый месяц prostă. Dar unul chiar pe story, știi, a ieșit luni, zic, urăsc, zic, asta, zic, am venit la bancă să depun bani, știi, mă dă din tine. Și atunci, și era o chirie nu atât de mare, zic, eu vreau 400 €, dar nu-i fășem, eu avem o obarotcă lunară, dacă 30.000 în lunile bune, știi? Și de mai aveam și fetiță care lucrau cu său anume, știi? Seturile și erau mult mai ieftine ca acum. Deci multe nuanțe. Contabil. Eu nu știam că ai nevoie de un contabil. Și m-am trezit cu aciotul nedat la sfârșit de an, care eu l-am închis anul trecut cu foarte mari probleme în istoria firmei, așa că luați-vă contabil, dragii mei, de la început, că este tare, tare dureros pe urmă. Și tot și aduce aminte, coada 2017-16 acolo, dar și-o fost, dar deși noi să-l căutăm împreună. Stai, e interesant acum să întorc o leacă altfel întrebarea, așa cum ar spune unii, că sunt precis ca și bădinăște și... Vezi dacă n-ai știut, te bagi. Vezi dacă ai probleme. Eu te-am șut pe divan ani frumșel. Apoi nu mai ghinera să te înveți și apoi să faci asta. Da, păi, hai și-o-i muri de foame, rebeata. Eu am mâncat ghinișor și nu se vede după mine. Nu am muri de foame, ești 8 ani de zile. Tot normal. Eu am și mâncat. Ce nu, hai așa. Când noi vorbim, e că când oamenii, văbșe, care au, nici nu că oameni de afaceri, care au de afacere, o leacă cu afacerea, știi? Așa, așa. Că e prea gromcă scazană. Când vorbesc că nu este profit, înseamnă că el nu-i de tăt, da. Nu-i. Înțelegi? Tu pe libomul ai și mâncatul. Da, îți ajunge să întreții o mașină simplă, dar mașină. Eu îmi plătesc creditul pe apartamentul meu lunar, tot normal, și 600 de euro. Ca până amu tot îl plătesc. Încă nu i-am cumpărat 3 kvartifi, tot normal, n-am. Da, planific, da. Dar planific, nu știu câte, dar nu, că nu cred în afacerea asta, dar vedem pe parcurs să-i fac, știi? Și oamenii când spun că nu-i profit, asta înseamnă că poate nu-i de ajuns în conformitate cu efortul depus și investițiile băgate, gen, asta e. Nu e și că nu-ți ies nic și n-ai și mâncat, gen. Creditele nu-s de atâta că tu n-ai și mâncat, de atâta că tu investești o sumă mai mare de bani pe moment, ca tu pe urmă să scoți roade. Că tu dacă să investești câte 2-3 mii de lei, că ți-ți rămâne lunar, tu de grabă nicăieri n-ajungi, proastă. Ți-ți trebuie, da, jumătate de milion le-ai luat, în lei vorbesc, da, nu sume mari, dar oricum, ai luat și ai băgat, ai investit. Eu, de exemplu, m-am pățit anul trecut, când firma asta, Ravete de Lingerie, s-a închis, ne vin propunerea, gen, jumătate de sclad să-l cumperi, știi? Prețurile superbe, proastă, nici nu se compară cu deva mările. Alo, alo, azi, mâine, am contractat, am luat, știi? Pentru că tu înțelegi, când îți vin astfel de propuneri, cu timpul înțelegi. Tu nu trebuie prăfucăți, știi? Tu trebuie să le iei, gen, și așa mai departe. Nu, eu niciodată n-am stău cu picioarele pe divan. Chiar dacă a să art și în domeniul ăsta, eu oricum a să mă prăbivesc undeva, dar eu a să fac. Eu acum nu... altfel întrebare. Dacă tu niciodată n-ai stai cu picioarele pe divan, de ce acum să-mi zvinovății pentru mulți oameni care stau? Короче, tu ai economisit psihologului niște bani, să înțeleg, cu podcastul. Короче, pot să-ți promit că începând cu ziua de mâine nu voi mai simți simțul de vinovăție. Cred că de atâta că de multe lucruri nu-mi dau seama și îmi pare că așa-și trebuie să știi, știi? Da, știu. De multe ori faci și pe inerție, că eu observ că nu-s la lucru atunci când nu-s la lucru. Că fac ceva la lucru, mă gândesc atunci când nu-s la lucru. Când telefonul nu tașe. Știi, de asta și ți-am zis că eu îl pun pe mod avion pentru că el îți băză într-una. Dar dacă eu, de exemplu, acolo pe loc, gen, întrebări, răspunsuri, tipa ceva. Văpșe azi n-am fost productivă, știi? Și de asta cred că simțul ăsta de vinovăție iese tot din aprecierea noastră față de noi, da? Că noi nu vedem cât de mult efort noi depunem. Da. E că eu numai în discuție cu cineva, când vrea cineva să mă asculte și toate problemele mele, că atunci eu înțeleg, wow, da, eu mai nou am început. Eu știu și spui tu și eu cumva mă și regăsesc în tot ce spui tu, știi? Eu am ajuns la așa o concluzie că simțul satisfacției că eu azi am lucrat mult poate вообще să nu producă impact financiar. Așa. Nu, da, eu tipa pot să îmblu mândru de asta că eu lucrez, eu simt că dezvolt business. Nu, ok, nu cât poți să te amăgești. Asta iarăși până în primele plăți, cum ai zis tu, chirii, variante, da? Și acum încep prostă să iau altfel. Eu dă-ți vedem și bani intră zilnic, tipa, dă-ți puțin, trebuie ceva de schimbat. Da. Și aici e problema asta că sunt momente când tu faci niște schimbări micuță și ele încep a produce efect, dar tu n-ai sentimentul că ai depus efort de lucru. Și începe să-mi de asta gol, tipa, dar și așa, tipa, dar tu nu ești, tu nu minți, tu nu, tipa, trebuie... Cum așa, da, trebuie... Știi cum, și așa... Și pe urmă stau și mă gândesc, băi, eu 8 ani, tipa, în direcția asta mă dezvolt, adică asta e... Ca să pot apasa, eu ne-am educat mintea să gândească așa, tipa, pădăștii. Da. 8 ani ăștia nimeni nu ne-a dat bani, dar să-i valorificăm umplin, înțelegi? Sau mai să știi, la mine variante de astea că... Așa de ușor, nu știu cum știi, o ieșită ca manevra asta, care e ca și aici, tu spuneai, știi, ai apasat... Mă duc eu scos, căroși. Eu nu m-am simțit utilă, tipa, Да десяшау ешит репидя. А можно повторить, știi? Da, как я это сделала? Și într-adevăr, cum tu spui, eu urmă analizez, zic, băi, tu 8 ani ai umblat spre asta. Ai mers spre asta ca tu să poți apăsa pe un buton și să rezolvi. Gen, tu, gata, ai o leacă de experiență, ia cam problemuța asta, știi? Da. Ai, Dani, sindromul postorului, da? Sau cum se numește asta? Și eu nici nu știu, așa sunt multe limbi. Eu, analizând tot asta, nici de asta și nu prea-mi place când oamenii strigă gura mare că consultanți, mentori, coach și restul nu sunt de valoare, că luați și lucrați. Nu, eu nu consider că să lucrezi mult înseamnă să-ți aranjezi viața. Dar tu trebuie voința să o antrenezi. Adică munca multă, noi știm și... Dar nu-i manuală. Eu o consider intelectuală. Dar eu înțeleg deși tu spui și de cine tu spui, de coach și așa mai departe, ca comentarii dintr-o parte că cineva spune că nu se merită. De atâta că, uite, tu vorbești dintr-o limită și omul ăla care zice că nu se merită, tot vorbește dintr-o limită. Adică tu vorbești că, da, acum fiind tu ca expert în domeniul tău, nu este rău să apelezi la un coach care să-ți dai un sfat. Dar nu Vadim așa la care nu știe și cu viața lui, de exemplu, vreodată dacă a fost și vrei zichid afaceri și s-a dus la coach. Nu, asta nu funcționează. Nu, așa la greu înțelege. Dar pe că asta, el îți dă rublă în vânt la coach și ala cât de bun el n-a și nici n-a slechească și tot așa la Vadim îți duc și să zică că coach ala e levăi, știi, nu tu încă nu ai fost pregătit pentru informația asta, știi? Tu întâi trebuie să dai din coate, să vezi cum merge вообще râulețul ăsta și că eu pot sar ca cineva să-i mai dai un sfat unii următoarea piatră, știi? Dar tu... Dar nu se lechesc așa sfaturi. Dacă ești la început și tu iei niște sfaturi de la un om, știi, nu știu dacă ai trecut prin asta la început, ți-ți pare că ideile tale sunt geniale. Geniale. Și nimeni că lumea are nevoie de ele. Și orice om care vine să scuturile că zic, măi, da, realist, să vedem tu și... Eu să râd. Așa-i? Eu să râd, da. Și viața așa vină. Nu uitați să mănânăm păcut. Da, da, zic, hai că посмотрим. Primești niște lichii, începi a învăța și după asta stai câteodată noaptea, nu poți să adormi și te gândești. Blin, dar în 2017 am avut așa un dialog, băi, ne-au spus oamenii. Tipa... De atâta că, măi, experiențele noastre tare zbravă, oamenii și ea care se învață din experiențe străine și ea ca caseacuri de este străine, știi? De atâta că cum te învață grebile tăile, nu te învață așa străine o mii de ani. Îți dureroasă. Da, îți dureroasă și le ții minte și ții minte așa pe o viață întreagă. E tare greu. Eu nu știu cum, în general, e real să te înveți din greșeli străine, mai ales de la început, iarăși mă întorc, știi? Și care ideea? E că oamenii spun că nu merită să dai 200-300 de euro într-o consultație sau 500 sau într-un program de mentorat. Dar eu am observat din experiența mea că greblele care le trăiesc eu, păi mă costă 10.000 de euro, înțelegi? Tu când prănești niște lichii și tu când începi a înțelege, înțelegi că lecția asta simplă, mama măsă despre care spun toți, pe mine, eu au avut un preț enorm pentru mine. Și aici e întrebarea. Noi toți suntem mazahiști, noi toți vrem prin dificultăți să trecem. Tu n-aveai să știi că tu aveai să pierzi ăștia 10.000 de euro până n-aveai să-i pierzi, înțelegi? Și atunci să-ți spui ne aduci și eu un coach, tu n-aveai să te duci. E că asta e problema. Paradoxal. Nu crezi, da, atât e crugavarot, înțelegi? Tu întâi trebuie să pierzi 10.000 de euro și după asta să te duci la coach pentru că tu înțelegi că tu ești... Și nu pricepi în asta, știi? Pentru că este medic urechiolog, cum îl numesc eu. Eu cred că asta e orgoliu. Da, da, este. Că eu știu că este și orgoliu, este neștiința. Prost, de multe ori, multe acțiuni tu le faci din neștiință. Tu nu știi că tu așa de tare asta te doară, știi? Că asta de nu acolo unde trebuie. Și nu, pe urmă, eu, de exemplu, la rândul meu, nici nu știam că sunt atâția experți în atâtea domenii, tipă, what? Ce înseamnă coach? Faptul că ei sunt mulți și se mai poziționează, asta e altă treabă, că eu nici nu vreau să le înlătăți apărare, că eu nu știu tot, adică, înțelegi? Greblele din partea la coach, sau cum se mai numesc, e experți, hai să spun așa, eu am avut multe greble, care luam oameni să mă ajute. Și eu vletem în niște rublă cu ideile lor care nu ne aduceau rezultat, pentru că iarăși domeniul meu nimeni nu o cunoaște. Noi am fost chiar simplu instrucții pentru Instagram și așa mai departe de reclamă, după target variante. Vreo 2-3 ani în urmă. Pe noi ne banau, dar dacă e lingerie și noi dădem acte, variante, trimitem la Facebook, să arătăm că noi suntem companii care produce lingerie, oricum pe noi ne banau. Și răspunsul l-am avut: încercați și testați să vedeți ce merge, gen de la experți, pentru că ei nu au întâlnit caz ca la noi în Moldova, știi? Deci, смотря как посмотреть, zic, în direcțiile astea tare de multe ori. Știi, nici nu trebuie să stai, știi, și oi, da, ia să fiu sam și eu să mă învăț, eu să știu cum, dar nici să nu îmblă din coach în coach, că și e tot în 10.000 poate de bază, știi? Da, da. Hai spre final, să rezumăm discuția asta la... Am să spun așa o întrebare. Ne imaginăm. Uite-te. Anual, în Moldova, se nasc, eu și-am uitat câți copii, 10.000 de copii, mai mult, 20.000, mă tinc. Am uitat. Nu importă, să presupunem. Cred că chiar până în 30.000 ștăle. Apar mămici noi. Adică noi acum putem spune că în ultimii 3 ani au apărut în jur de 90.000 de mămici în Moldova, cu copii mici care stau acasă și care tot jemi ceva să facă, da? Tu ai o cale parcursă de ca 8 ani, da? 8. Din momentul acela când s-au apărut viermele, da? Și au crescut. De exemplu. Hai să... De exemplu, dacă în fața ta ar sta sute sau mii de mămici să afle merită, nu merită, și să fac, cum să fac bani, care ar fi leitmotiv, concluzia principală a tăiți 8 ani de experiență ăștia tăi și sfatul care așa și să le dai. Vedem sfatul. Sincer, dacă sincer, fără ca eu să filozofiesc, hai să spun așa, eu nu știu. Eu nu știu ce sfat să le dau, pentru că la început eu făceam acțiuni care eu idei n-aveam și rezultatea să aducă. Eu la un moment dat, ok, am născut, mă gândim că ceva trebuie de făcut, m-am gândit și pot eu mai bine. Eu am născut în octombrie, am terminat colegiul în iunie. Eu scos pot bine, hai să mă gândesc, cum pot eu asta faci? Aha, eu stau omul pe Facebook, bine, da să încerc să postez. Și tot așa, adică cu pași mici, eu nu m-am gândit din la început că eu aș Victoria Secret, știi? Eu mă gândeam că, măi, un pic să mă dezvolt ca să nu ies de minți acasă, știi? Pentru că eu nu m-am regăsit ca mamă. Adică eu nu vroiam acasă, dar sunt, de asta își spun, zic, eu nu știu ce sfat să dau, pentru că sunt mame care ele căifuiesc din procesul ăsta. De a fi mamă, de a sta 3 ani acasă, deci te povești copiii să-i, nu, eu nu vroiam nici la plimbare să ies, gen, eu atât eram de depresivă, 20 de ani am făcut copil, îmi puneam întrebare, deși eu l-am făcut, eu l-am vrut, eu l-am făcut conștient, ca tu să înțelegi, dar când m-am trezit cu jucăria în mână, e nu-i jucărie, știi, acolo iurești. Și mamele sunt atât de diferite, femeile în general când nasc sunt atât de diferite, ele trebuie prost să asculte pe dânsele și vor ele. Ele vor acasă cu copilașul, lor le bine să-i întrețăie bărbați deocamdată. Dacă eu lucra până atunci și-i sătulă și chiar vrea, uite, în concediu de maternitate și soțul să-și bată alea capul. E bine așa, lasă-o stai, să permite, ești cu copilul, tu ai tot dreptul să stai ăștia 3 ani și să te dedici copilului tău. Dar dacă ești ca mine, că nu-ți găsești locul, găsește și poți să faci mai bine și acționează pe divan, în Instagram și în TikTok, nimeni business încă nu a făcut. În TikTok e genie și mie îmi place, dar înainte să adorm, că numai atunci am timp. Ești și acționezi, ceva faci. Bântuleță, hai bântuleță, uite, ai modelul tău acasă, ai o fetiță. Fă bentiță. Poftim, o să vândă, nu importă cât, cheltui 20 lei, pune cu 40 lei. Într-o plimbare întâlnești în parc cu altă mămică și ieși le dă. Nu știi nici asta o să crească. Iarăși mă întorc. Faci unghii. Nu știu, găsește-ți de dacă tot ești ca mine, care nu te regăsești. Eu de multe ori spuneam, zic, mine era indiferent. Dacă fac eu 10.000 și tot 10.000 trebuie să dau la de dacă, de exemplu, dacă ar fi fost astfel situația, eu avem să fac așa. Eu avem să fac 10.000 de lei pe lună și 10.000 avem să dau la de dacă, numai că eu cât de cât să mă realizez. Copilul și ala pe urmă se duce la grădiniță. Și tu ești de 10.000 să rămâiți și tu ai scapeți și experiența în anii ăștia cât de cât, da? Fă unghii, fă genii, fă sprinceni, foarte simplu. Sprincenile să faci cu henă, e foarte ieftin și foarte rapid. Găsești ceva, nu există omul lumea asta care să n-aibă abilități ca să nu-l dezvolte, înțelegi? După pagini de Instagram, asta am așa de boom, pur și simplu, tăți vor asistență, ca eu chiar Săptămâna trecută ne-a luat asistent, nu o să mă... Dacă are să vii, mai filmez într-o parte cum eu lucrez cu fetele și discut și tot așa, înțelegi? De-am și asta este. Mulți coach începători spun asta, să măm și pe asta făină. Ceva, dar trebuie să faci, știi? Adică eu nu pot da un sfat direcționat, ia ca fix ca mine, ieși și fă o pereche de chiloți și pune pe cumpăr vând Chișinău. Nu, dar dacă nici nu-i grupa asta și Facebook-ul nu este actual. La mine experiența, ia ca așa au fost. Important e să nu stai, eu cred că este sfat na vse vica. Nu stai degeaba. Încearcă cerebiau să o pui. Vezi, ideea care, tu zici că dar dacă femeia sau chiar și bărbatul, în vârsta asta de 20 de ani, nu știe și vrea. Și statul degeaba îl roade, dar totodată nu poate să iei decizii. Cum bă tu ai procedai? Că când pe tine te roade enorm. Tu vreo de te trezești, tu cauți, aha, și pot, dar pe de altă parte pe tine te roade că stai acasă, dar nici nu știi ce să faci încă. Ok, tu te angajează, de exemplu, eu tot... pe tema ea, că în general de a fi angajat, discutăm de multe ori cu bărbații mei, de chestia că tu și ca angajat poți să faci o experiență tare bună pentru ca tu pe urmă să fii antreprenor. Dacă tu nu știi în ce domeniu vrei să fii antreprenor, da, freelancer, tu te angajează un domeniu care ți-ar părea interesant și tu crezi că acolo par și fain să lucrezi și încearcă. Dacă nu vrei să riști sau nu știi încă în ce domeniu, încearcă ca angajat, trage atenția. Ce face directorul ăla? Cum el acționează? Încearcă să, că de multe ori angajații nici nu intră în dedesubturi. Am tot schema de lucru, așa? Da. Dar dacă tu te duci cât de cât, măcar cu o inspecție în cap, asta tare se vede. Pentru că noi nu suntem agent 007 și ascundem toate problemele firmei. Nu, oamenii prost, nu le aud pentru că nu interesează. Da. Dar tu te duci și faci experiență. Fă experiență un an de zile, dar nimeni nu vrea, Vadim, ea ca și problema. Da. Nimeni nu vrea să duc să lucrez undeva, să pierdă anul ăsta. Dar asta e experiență tare bună. Și care la urmă nu pierd vreo 5-6? Tu ai acționat așa, eu așa am acționat. Mai tu înțelegi că tu nu vrei să pierzi un an, dar îi pierzi chiar 5. Da. Înțelegi? Din neștiință, da. Dar așa tu poți să, cât de cât să prinzi. Și nimenică n-a să zic, crede-mă, că ai să te duci, de exemplu, și ai să încerci tu tot nișa asta. Nu. Cred că aici și o să oprim. Foarte inspirațional discuții, motivațională, sinceră. Așa cum îmi place. Cu maturi, cu rusisme, cu moldovenisme, așa cum e. Nu mai este, tot e ciotcă. E căcras că așa și trebuie. Eu mă aprind, știi, uneori și îi dau așa pe de-a dreptul și atunci nu mai merge filtrul în acțiune. Dar mersi, tare, tare fain. Dar cui trebuie filtrele astea? La și de pe divan. Că-i fetiță. La cei care vor să pară clădânșii tătă igiene. Exact. Nu, dar dacă ne ducem iar în discuția noastră de 2 ceasuri înainte, avem de mult să-i pomenim. Mulțumesc mult, e pricolnă. Eu cred că conversația asta o să servească sursă de inspirație pentru mulți. Sperăm. Da. E trușnă. Mulțumesc. Mi-a adus plăcere. De asemenea. Am plecat în câmpul drept să mă întâlnesc cu tot ce e.